Ne știm, avem legi din rânduielile cărora nu putem ieși. Se știe că pieile oilor căzute în vreo prăpastie, omorite de lupi sau moarte de boli, trebuiesc întoarse obștii. Îl întrebăm pe Nicolae Branga unde sunt pieile celor 10 mioare care au pierit din ciopor. Oile au pierit fără să lase urmă. Eu altă vorbă nu am. Eu cred că ai. Te-ai pus în mânie cu Branga. Juzi nu i-or da dreptate. Să-mi plătească. Am muncit cinstit. Eu omul dracului. Iar a început. Dovedește! O neapătoacă! Arată, Oneo, ce-ai găsit. Nu, nu-i nicio urmă de colț de sălbătăciune. Mioara a pierit, înjunghiată. Semnul arată că oaia era din cioporul obștii. Spune-mi, Oneo, unde-ai găsit pielea asta? Sub un pietroi din vadul ursului. Or fost mai multe blăni ascunse acolo. Poți merge, Oneo. Nicolae! Iar s-a pus în clonț judele Alexa cu Branga. Dar păi nici nu-i de mirare. E când poftește Branga să ajungă măcar vătaf, dacă nu jude. Să ajungă jude, ar împărți dreptatea cu pumnul. Pentru faptă necinstită, sfatul hotărăște să întorci obștei oile care au pierit și să facem mustrare aspră pentru purtarea ta. Îți cerem să nu bați gura în dreapta și în stânga, să rușinăm neamul nostru și să râdă alții de noi.
uitați așa la mine? Vrea să mă facă de ocară? Dar să arăt eu lui! Duminică, ești la horă? Haide, spune! Salomie! Salomie! Taică! Vedeți? Feciorul judelui poftește la fata mea! Nu-mi gădui! Am să-i chem capul! Beispiel dafür zu geben, wie sie den Gehorsam ihrer Untertanen zu belohnen weiß, beschließt die Kaiserin Maria Theresia, dass 18 Berge, auf deren Weideplätzen die walachischen Hirten aus diesem Teil des Kaiserreichs ihre Herden hielten, von Stund an in den Besitz der Herren aus der Festung Hermannstadt übergehen. Auf die alten Weideplätze können sie ihre Herden nur dann treiben, wenn sie den Herren aus der Festung eine vorher bestimmte Pacht zahlen, die binnen 3 Tagen in Hermannstadt ausgehandelt werden muss. Ai priceput? Da. Pot să le tălmăcești oamenilor legea care a fost citită? Pot. Atunci iau. În 3 zile să vă supuneți poruncilor. Ce vreau de la noi? Ce? Că spre a da o pildă de cum știe să răsplătească ascultarea supușilor ei, împărăteasa Maria Terezia hotărăște ca 18 munți acoperiți cu pășuni pe care păstorești ciobanii valahi din această parte a împărăției să treacă din ăst ceas în stăpânirea domnilor de la cetatea Sibii. Asta nu se poate! Nu se poate! Nu-i drept! Din satul Vlașini îi se lasă spre folosință numai 3 capete de munți. Cei ce vor fi prinși că păstoresc pe vechile pășuni, li s-au luat turmele și vor fi dus să taie sare. Pot să mânge turmele pe vechile pășuni numai dacă plătesc arendă după învoială domnilor de la cetate. Învoiala răbătomnită la Sibii în 3 zile. Pășunile au fost ale noastre dintotdeauna. Nu este putere să ne desfacă de ele. Nu ne lăsăm! Să ne bubuie cu tumul dacă poftesc! Liniștiți-vă, oameni buni, liniștiți-vă! Le dau sașilor pământurile noastre ca să ne punem vrajbă cu ei. Eu am văzut cum trăiesc domnii la Viena. Se scaldă în aur. Și aurul ăsta îl iau de la noi, de la Saș și de la celelalte neamuri. Acum a venit rândul nostru. Ne trebuie tărie, ne trebuie minte să trecem cu bine încercarea asta. Așa e. Trebuie să chibzuim. Da. Trebuie să chipzuim. Bună seara! Bună seara! Te-am așteptat! Am avut sfadă grea cu obștea, domnule, pentru pieile alea. Le-am dat să-mi facă o bundă pentru iaz. Ai ceva necazuri cu calul? Nu, s-a slăbit o potcoavă. Apoi ți-ai bate eu, hai da! Poftește în casă. Rase! Rase! Scoate capul, mă! Scoate capul, mă! N-am nimic cu tine. Trebuie să potcovesc un cal. Poftește, domnule.
știe, mă? Neacă năduf, mă? Or fi păcatele, Tănase. Cine trage sabia, de sabie moare. Vorbă sfântă, mă. Hai, hai la sus. Să lăsăm vorba sfântă în pace. Așa? Nu-i nimic, bă, nu-i nimic. Nu mă doboară pe mine nici judele, nici unea. Dă-mi-te tu un sărăntop de care mi-am făcut milă. M-ai băgat în gura juzilor să râdă tot satul de mine. Tocmai tu! Nu, da! Nu, da! Scoală, că până la cătănie îți trece. Mai pâră top, știi, că ți-am rămas dator, hă? Branga plătește, mă! Branga plătește cu vârf și îndesat, mă! Și încă ceva pe deasupra. Vuță, n-ai pus ceva pe masă. Dumnealui o fi flămând. Mânci o țâră, domnule. Și când ți-i voia, poți porni. Așa nopta aici. Mai că nu prea avem loc. Poate afară, pe păcel. Bine. Am de vorbit cu tine. Ascultă. Sărică sălbatică, cum te cheamă, hai? Hai, nu-ți fie teamă de mine. Stai să te sălbat. Urechea, Dumnezei, tu ești de valoare proasă. Trăznilar. Rupeți-ai gâtul, blestematule! Tănase! Ce stai, mă, șondorogule? Închide poarta! Wie euch bekannt ist, hat unsere gnädige Kaiserin uns zu Herrn der nahen Berge gemacht. Dafür sind unsere Abgaben an die Reichskammer gestiegen. Die walachischen Hirten aber wollen keinen Pachtvertrag abschließen. Die Kaiserin hat uns immer belohnt. Wenn wir von Ihnen keine Pacht nehmen, wie können wir mehr Geld nach Wien schicken? Herr Hauptmann Petauer, Gesandter der kaiserlichen Kanzlei, ist hier, um zu bestimmen, was getan werden soll. Unsere allergnädigste Kaiserin lässt die Sonne ihrer Liebe über allen Völkern des Reichs erstrahlen. Ein Geschenk dieser Gnade sind auch diese 18 Bergrücken, die nunmehr der Gerichtsbarkeit eurer Stadt unterliegen. Die Walachen müssen dieses einfach begreifen lernen. Oder sie müssen gezwungen werden, dem kaiserlichen Befehl zu gehorchen. Wie? Ach, es wäre vielleicht zweckmäßig, wenn man ihren Witwen jede neue Eheschließung verbietet. Man könnte auch ihre Gotteshäuser schließen, sofern es sich nicht um katholische Kirchen handelt, selbstverständlich. Dazu die Walkmühlen. Die Werkstätten? Solche Gesetze kann man nicht erlassen. Nicht einmal der Herr Baron von Bruckenthal kann das. Solche Gesetze wollen erst gar nicht erlassen. Solche Gesetze wollen nur durchgeführt werden.
Es gibt eine ganze Reihe von ungeschriebenen Gesetzen, die viel wirksamer sein können, als es jedes geschriebene Gesetz ist. Und nicht selten sind gerade diese ungeschriebenen Gesetze für das Kaiserreich von größtem Nutzen. Die Schenkung der Kaiserin ehrt uns und macht uns glücklich. Aber die Hirten und ihre Herden sind für uns Sachsen von großem Nutzen. Unsere Webstühle brauchen Wolle. Die Kerzenmacher brauchen Wachs. Die Schuster Leder. Für die Geigen und Lauten, die wir sogar nach der Türkei verkaufen, benötigt man Därme. Und dann das Fleisch, die Knochen für Kleister. Seit lange hat die Stadt ein gutes Einvernehmen mit ihnen. Sie sind begabte Kaufleute und führen unsere Waren über das Gebirge. Wir müssen mit ihnen in Frieden leben. Wir müssen mit der Hartnäckigkeit dieser Leute rechnen. Wie wäre es, wenn sich einer von den Ihren finden ließe, einer von diesen walachischen Hirten, der uns, sagen wir, das Tor von innen aufriegelte? Ich denke an einen Mann, der Geld zu schätzen wüsste, der vielleicht hoch hinaus wollte, oder der sich beides zugleich wünschte. Er könnte es haben. Sobald er die Hirten dazu gebracht hat, den fälligen Pachtzins in Geld oder in Wolle abzuführen, sollten sie noch länger auf diesen Bergen zu weiden gedenken. Und wenn sie damit nicht einverstanden sind? Werden wir sie zu zwingen wissen. Unsere Gefängnisse sind groß und geräumig. Schafherden lassen sich konfiszieren. Unmöglich. Sollen wir vielleicht selber die Schafe hüten? Das ist nichts für uns, die wir immer Städter und Soldaten waren. Der allerhöchste Befehl ist klar und deutlich. Ich und meine Leute werden ihn zu befolgen wissen. Missachtet ihr die Befehle der Kaiserin, zahlt ihr Strafe. Nesso cotiți ordinele împărătesei. Veți plăti amendă. Für ungehorsam werdet ihr eine Strafe von 25 Florinen zahlen. Pentru neascultare veți plăti amendă 25 de fiorini. Vom plăti. Außer Geld werdet ihr noch 50 junge Schafe abgeben. Falls sie geschoren sind, auch die Wolle. Pe lângă plata în bani veți da 50 de oi tinere cetății. Dacă au pucat să fie tunse, veți da și lână. Vom trimite banii la cetate, vom trimite și oile. Dar în voială pentru arendă nu semnăm. Pășunile sunt ale noastre și vor rămâne. O să vă răzgândiți voi. Care din sat cunoaște mai bine drumul spre oraș? Mă duc eu să șterg pe cât pot gândurile rele pe care obștea le are față de mine. Bine. Tragi la mielul alb. Știi unde e hanul? Știu, domnule, cum să nu știu. Hai, hai, Tănase, mișcă mai ușor. Băiete, ia le. Ei, unde ducem oile? În țar cu ăla. Ia vezi, Tănase. Ie, ie. Să mă înfățișez stăpânului tău. Cu el am eu niște vorbe. Hai cu mine. Ia le. Jupâne, n-o întreba de mine un domn ofițir pe nume Ianec? Cum te cheamă, măi, Valah? Nicolae Branga. Ah, tu ești, măi, Valah! Eu zic să te cinstesc din partea lui. Bine, ia loc. Hai, ia loc. Frida! Frida! Așa, fii atentă. Frida! Icom! Ce
Ai imbir? Lasă-mi steama. Dă-n jos oaia asta puturoasă. Mai puturoasă e asta. Mie mi-aduci vin. Ce? Îți mai pun o cană. Văd că ești voinic. Coaica asta, mă paie împrăștie juruie. Așa să știi. Nu te-o dogorât? Vreau și eu vin. Și-au văzut un timp astăzi. Dau și eu o cană. Bea ciobane, eu plătesc. Oh, 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 oh. Te-a prins, bade. Știam că ciobanii nu beau decât zer, dar văd că te ții bine. Dacă cioban crezi că n-am văzut de-astea, am bani. Eu plătesc la toată lumea. Să vină de brașul! Trăiești, băiata. O să-mi trăi în lume, m-auzi de cadou nebune. O să-mi dea trăi în Ha ha ha!
Tănase! Unde ești, mă, Tănase? Banii! Am prăpădit banii! Aici? Unde umbli? M-ai lăsat să păzesc oile! Nu știi că am treabă și-o dorogă, dracului! Ciobane! Ciobane! Ferve Măldiane cheamă la tine! Hai! Bine, bine! Mișcă mai repede! Ei, moi valah! Unde sunt banii mei? M-ați jefuit aseară! M-ați jefuit! Ai petrecut banii. Bine și ai băut tare, măi, valah! Ei, lasă, lasă, lasă! Ei, hai că te așteaptă Herianec! Bite! Bite, 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 moi! Hai! A fost chef mare azi noapte aici. Fregustorii care vin la cetate au bani grei. Poftim hârtia de descărcare de la cetate. Pui banii pe masă, lași oile și mergi sănătos. Nu mai am niciun ban. Ți-o fi spus asta, jupânul. Nu mai ai bani? Mm. Știu. Am aflat. Atunci spune-mi, cum crezi că va plăti obștea amenda? Cetatea nu iartă pe nimeni, chiar dacă a fost călcat de hoți. E Caterina Maria Tereza, stăpâna noastră. Nu dau, nu dau niciun ban Dumnezei ei. N-am, n-am! Să mă pun în fiare, să mă ducă la ghelă la Kupstein, n-am! După cât înțeleg, ai priceput ce pedeapsă te așteaptă. O dai obști. Împărăteasa noastră vrea să-i mulțumească pe acei care o slujesc. Lucrul acesta să-l ții minte. Am spus doar că n-am bani. Praf i-am făcut. Eu are atât de greu de priceput? E dovada că ai plătit amenda. Iar cele 50 de oi nu le mai dai cetății. Îți rămân ție. Nu vede. Eu știu că nu faci asta de dragul meu. Dar te întreb, cu ce ți-aș mai putea fi de folos? Cum de te-a lăsat inima să duci la pieire oi fătătoare de-abia de un an? Strajă meșterul nu mi-a îngăduit. În hârtie stă scris că obștea a plătit și nu mai are niciun fel de datorie. Atunci, să trecem la ale noastre. Mâine pornim sus la munte, că mai avem multe de făcut. Mulțumesc, Nicolae. Mulțumesc. Mâine plecăm amunte. De nu m-ar lua taica cu el, m-aș prăpădi. De dorul stânii sau de-a lui Ilarie? Ei, să nu râzi de mine. Mai bine povestește-mi cum e la cetate. E drept că acolo casele sunt așezate unele peste altele. Că unii oameni dorm de desubt, alții deasupra, cum ar fi în pod.
dorm nu ca în pod, Salomie. Dorm ca pe acoperiș. Sunt case cu trei rânduri. Tu le-ai, Doamne, și nu se răstoarnă? L-am auzit pe taica că așa casă ar pofti și el. Jos să aibă prăvălie, să vândă de toate, ca la oraș. Sus cum ar veni să dormim noi. Dar pentru asta îți trebuie fiorini mulți, nu? Tatăl tău visează măriri. Ce tot zgârii tu acolo, Nicolae? Zgâriu. Că nu vreau să mai strepezesc gâtul cu tot o lațe de mămăligă. Parcă poți face ce vrei. Joci și tu cum cântă Alexa, Juzi. Dacă te pui împotriva lor, n-ai nimic. Dacă mergi după ei, tot mai pică ceva. Am eu după cine merge. Numai că eu nu vreau să-mi pice. Vreau să-mi curgă. Să curgă! Nu cumva o cheamă pe Salomia? Pe asta? Nu vezi cât e de slabă și de nevolnică? Alexa vrea să se încuscrească cu mine, să nu mai pot ridica un dești împotriva lui. O să-i macin eu pe toți ca într-o moară. Hai la culcare. Păzească de lup și de urs. Ai văzut cum suduie Badea Branga? Vrea să te las în pace, să-mi iau gândul de la tine. Mă aștepți mândru până se învoiește? După altul nu mă duc. Mai bine îmi fac seama. Lasă. Să vii la munte, Salomie. Altfel cobor eu însă la tine. Bine, Ilarie. Să știi că pe altul nu-l iau. Nimeni nu-mi trebuie. Unde ai fost tu? Să-mi spui unde ți-ai petrecut noaptea. Las că te scap eu de Ilarie. Te-am spus eu să o măriți, mă iute. Dacă nu mă asculți, te omor tu. Ce?
Branga, unde-i? Unde umbli? Adu repede de apă, hai! S-o beteci, tată, tu! Păi, doamne, dar ce are? O căzut din șopul. Stai așa, mică. Hai! Ce? Surău, parcă eu am vrut. Să plece turmele fără om de încredere, nu se poate. Să le las aici, iar nu se poate. Musai să mă duc eu, numai că mai am treburi în sat. De le pot împlini eu de aici, așa betea cum aflu, le împlinesc bucuros dacă ai încredere. Altceva chiar n-am de făcut. Ai loc în șopru? Destul. Vestesc oamenii să aduc aici tot ce mai datorează obștei. Vân, crumpene, lână. Numai să aibă încredere. Să vie, Tănase, să ia răboajele. Când te-i face bine, vei da socoteală. Nu mai plecăm? Ba, tu ai să pleci. Te duci cu femeie. Eu să rămân să-l îngrijesc pe tată, tu. Ba, nu rămâi deloc. Plecați toți cu judele. Nu-i destul că lipsesc eu de la stână? Trebuie să rămână măcar Tănase. Să ai pe cineva grijă de tine. Ia că mă și copil de țâță. Doftoroaia nu-i pe ulița noastră. Ce altă treabă are? Vrei să nu se încurce și Istina pe aici. Ți-e teamă de Istina? Ce-a fost, s-a uitat de mult. Da. Doar nu mai așeza în gura satului acum când vezi că a început să mă cinstească. Plecăm și noi, plecăm cu judele Alexa. Cum ajungem, îl vestești pe Ilarie? Las că știu eu ce știu. Nu știi nimic. Până și Alexa are încredere în mine. Mi-a încredințat răboajele de datorii și ia uite la ea. Spânzurele de grindă.
Dă-mi coapă, tucă. Să mă ia. A tot urchi la munte. Ah. Bate vântul vinerea, trec oile Dunărea, berbeșe râvnoși cu ciobani de cei frumoși și cu iertă pălăgoși. Mioarele spre roșiile, vânzările de coasta lui Rus. Ia șterpele pe gherasă, mă! Hai, hai, haideți, băi! Hai, Zalomie, hai Cântitură n-am mai văzut. Oh. Nici tu umflătură, nici tu vine sucite, nici tu vânătaie. E drept, durerea o ai, o arăți mai rău ca o femeie care naște. Bine că n-am căzut mai rău. Uh-huh. Acu du-te. Bine. Treci mâine. Istinuță! Istinuță! Hai încoace, smeteac! Istinuță. Parcă ziceai că ești beteag. Ești mânioasă, Istinuță. Mai bine ai vedea ce am. Că mâini mai dibace ca ale tale, nu-s? Dibace la piua sau asprit de vopsele și de pucioasă. Uită-te la ele. Uită-te bine. Cât-i ziua de lungă nu le scot din apă și din leșie. Din pricina ta nu mai urca munte, să nu te mai văd, să nu te mai aud. Îmi mâncă văpsaua mâinile așa cum ai mâncat tu inima și tinerețea. Istinuță, dacă ai vrea, dacă ai uita... Să uit, zici să uit, să uit că aici-i stăpână Vuța, să uit făcăduielile tale, să uit că m-ai lăsat pentru avere, să uit că mi-ai stricat viața, toate astea vrei să le uit. Thank you.
Să trăiți, să trăiți. Numai tu ești aici? Eu aici, da, nu știu. Să vină și ceilalți. Ziua bună. Dați-vă mai aproape. Unde-i mai marele vostru? Domnule, judele Alexa și Elan Junzi se află la munte. Am porunci care trebuiesc împlinite îndată. Dule, doamne, să-l chemăm pe Branga. Lui i-a lăsat Alexa răbașele. Cum să vie, că are piciorul rupt. Schilot sau întreg să fie adus îndată la casa obștii. Hai! Am știut că ai să vii. Am știut că nu o să te lase inima să nu vii aflând că-s bătea. Zău, ai știut. Istinuță, și tu ai simțit că te aștept. De asta ai venit. Am venit să văd cum trăiești. Să aflu ce scofală ai făcut dacă ai luat-o pe Vuța. Ai ajuns în judecata obștii. Asemenea rușine dacă erai bărbatul meu nu pățeai. Alt bărbat am iubit eu, Nicolae. Ăla nu ești tu. Istinuță. Ia seama, ți-e piciorul vătămat, te pomenești că e chiar rupt. Dumnezeu nu lovește cu băta. Cu mine ai fost un ticălos. Mi-ai stricat tinerețea. Degeaba mă batjocorești, Istinuță. Uite răboacele. Sunt la mine. O asemenea cinste nu se dă unui ticălos. Obște-ți să fii șters, ticăloșie. Mie mi-ai rămas dator. Judecă-mă. Judecă-mă și mă iartă. Tu l-ai, doamne, ăsta și crăiești. Ești pe poartă. Pe mine mă caută. Nicolae, Nicolae, am ordin să te iau pe sus. Să te duc înaintea cenerului. Nu știu ce mai vor cu noi. Să-i lui de liftă. Hai, hai că te ajut eu. Hai, cobor! Descuie ușa! N-am cum. Cheia o ține judele. Intră! Eu nu sunt jude. N-am niciun drept mai mult decât oricare de aici. Judele a lăsat răbajele la tine. Asta e ca și eu în puternicire. Intră! Să intre și părintele. Și tu! Hai! Înălțimea ta! Mișcă! Eu... Atât cât sunteți, puteți semna în numele obștii contractul de arendă. Apă noi nu avem puterea să semnăm, domnule. Asta numai judele Alexa o poate face. De el ascultă tot satul. De n-ar fi așa, n-ar mai fi nicio rânduială între noi. Dacă nu semnați, vă iau pe toți la cetate. Semnează. Maria, dar ce folos ai să te sprijin pe mine? Pielea mea e doar sac pentru oase. Nici carte, nu știu, nu știu, Maria, dar eu sunt cea mai mică piatră din satul ăsta. Nici o copită de oaie nu încape pe ea. Încetează! Hai tu! Domnule strajămeșter, mie judele mi-a lăsat răboajele, ceva lână și alte dări de la cei ce-au rămas datori. Se află la mine acasă. Dar legământ în numele lui nu pot face. Atunci îți las hârtia asta s-o duci juzilor. În 10 zile musai să o aduceți la cetate semnată de toți. Unde-i lâna, obștii? Unde-i lâna? Am să răscolesc tot satul! Poftește, dar degeaba, că lâna nu e în sat. Numai judele Alexa știe unde-i. Ai zis că satul a lăsat la tine acasă dările. Le confiscăm! Ia-o înainte! Hai! Mi-ai dat poruncă să rămân în sat. M-am prefăcut beteag și am rămas. Dacă află oamenii de vorbirile mele cu dumneata, mă strivesc sub o pingă, ca pe o gânganie. Nu tragi niciun folos din mine. Să-mi faci însemnare cu locurile unde s-au așezat turmele și stânele în munți. Să-mi însemnez drumurile care duc la ele. Asta vreau să aflu de la tine. Cele ce-mi cer, domnule, sunt scumpe. Tot ce vezi aici e al tău. Al meu. Crezi că poți scoate ceva din curte? Nu, domnule, mie îmi trebuie bani. Bine. O duc eu la Sibiu. Până atunci, un sigiliu pe porțile șoprului. Banii îi primești la cetate. Mă învoiesc. Dumneata, mai ai trebuință de mine. Așa că musai să faci târg cinstit. Ți-aduce aminte locul unde ți-am dat pieile? O ții drept pe potecă până la o surpătură, unde cade apa.
Nu merg 30 de pași până la un pom trăznit. Da. Nu fac bine că spun, o să mă spindeci oamenii. Hai, hai. Când aduci hârtia semnată, vei avea și banii. Ascultă, Branga, cetatea are gânduri mari cu tine. Toată lumea vrea să mor, toată lumea vrea să mor, să nu las pe mândra lor. Ardeaș, ardeaș, mii până mâine, pe mândra o iau cu mine. Oricum ar fi, oriunde te duce, mă iei cu tine. Nu va fi nicicum. Va trebui să așteptăm un an, doi. Tu să știi bine, eu după nimeni altul nu mă duc. Să mă aștepți mâine dimineață la iezer. Duc mâncare la stăpari. În seara asta am să-i spun lui taica. Să știe că ne-am făgăduit. Mi-au cerut să semnez. Eu n-am semnat să plătim noi arendă. Păi da, n-am semnat. Tu mergi cu mine. Păi eu... Găsim noi unde ați ascuns lăna. Nu știu, domnul ofițer. Ce e acolo? E... steaja. Piua. Ce ai? Îngroșăm țesăturile de lână, straiele, vânura, le vopsim, iau obștii, iau obștii. Așa? Da, da. Căutați! Vreau să văd! Mai îngost! Cătanele duc lipsa de pături pentru cai și aici se află destul. Astea ce sunt? Ziceați că nu mai e nimic în sat. E averea obștii, domnule. O parte o schimbăm pentru bucate, cealaltă e zestrea prietenilor. Le confiscăm. Înălțimea ta, până acum am înțolit cătanele. Nu scrie nicio lege să înțolim și cai. Ne sugrum, domnule. N-aveți decât să intrați în slujba împărătească ca grenicer. Eu? Nu vă vor mai apăsa nici dâjbele, nici robota. Știm noi prețul, domnule, dar nu ne vom lăsa. Trimit să le ridice. Her ofițir, her ofițir. No, ce facem? Musai, trebuie să vorbim cu Branga. Dar ce poate face el? Ce poate? Poate să ne ajute să ascundem straiele. La el în curte nimeni nu le va căuta. Eu am văzut că e opus sigilul pe ușa șopului. Cătanele scurmă peste tot. Atunci ne ducem la munte. Fără ele rămânem săraci. Oprește piua. Adu-i-te caii. Adu-i prin grădini. Fapte va fi fundant. Commit. Unde-s păturile? Le-am rechiziționat pentru armată! Apoi, altceva nu a fost pe aici decât numai ceea ce vedeți. Unde-i femeia aceea? Pe mine mă căutați, domnule! Hai! Hai! Com! Eu... nu-mi pun numele pe hârtia asta. Vrea careva dintre voi să-i scălească? Ba. Porunca e să mă întorc cu hârtia iscălită. Musa-i să dăm arendă în lână cum scrie acolo. Dacă nu cobor până mâine, urcă ei aici. Eu cuget că bine am făcut că am cărat lâna din sat încoace. Și bine au făcut istina cu adus țesăturile sus. Trebuie să le arătăm că suntem cremene. Pământul ăsta e al nostru. Plaiurile astea sunt ale noastre. Împărăția mai tare ne va sugruma grumazul dacă ne va afla slăbiciunea. Dincolo. Să plecăm cu toți în țară? Nu,
Să scoatem doar turmele din ghearele împărăției. Peste mulți vorbim aceeași limbă și avem aceeași lege. Lâna, ce preț are acolo? Bun. Sterpele au căutare la Țarigrad și mieluții. Trebuie să ne sfătuim cu întreaga obște. Domnii au putere. Noi musai să avem iscusință. Până una alta, mâine în zori mânăm turmele mai sus. Istinuță, dacă cobor în sat, vii cu mine, Istinuță. Ca nevastă? Vezi-ți de treabă, Nicolae. Nu mai încurca viața. Mai mare aici. De-aia te afli în fruntea obștii ca să păzești legile. Ai dreptate. Musai să păzesc legile. Ale obștii care m-a ales. Și ale împărăției. Dacă ele nu le iau suflarea. Am așteptat contractul care trebuia să-mi semneze juzii satului. Oare n-a ajuns încă la dumneata? Ați intrat cu turmele pe moșia domnilor de la cetate. Veți plăti și amendă pe lângă arendă. Cum îndrăznesc să nu respecti ordinele orașului și să mă porți pe mine aici ca să iau contractul? Locurile astea sunt ale noastre, domnule. N-am venit peste nimeni și nu îngăduim nimănui să vină peste noi. Arendă nu semnăm și nici lână nu dăm. Asta mai spus-o. Pentru asemenea răspuns, nu trebuia să bateți drumul așa cu noaptea în cap. Unde sunt turmele? Căutați-le, domnule. Câte ați găsi, ale dumneavoastră să fie. Punem noi mâna pe ele. Pe păstori îi facem cătană, în Boemia și în Galiția. Arăt eu vouă! Speria de mine. Stai, nu fugi! Mai ai pofta să mușchi urechea? Mai bine îți mușchi o gură! Ilarie! Las că te prind eu!
Ilario! Ilario! Păi crap capul lifta dracului! După ce ne-am munții, ne spurcă și fetele! Pecuță! Iei de ochii mei! Ce ai, domnule? Ridică-te! Curai, doamne, l-o nenorocit! Blestematul! Hai, hai dat sus! Sânge! Prindeți-l! Iamal! Puneți mâna pe el! Aduceți-l în coace, viu ori mort! Șmel! Călăușilor, ați vrut să mă omorâți? Te pun în fiare! Poate că-l pui în fiare pe cel care s-a năpustit asupra dumitale, nu pe mine. Am coborât ca să adăp calul și deodată m-am trezit cu o bâtă în spinare. Fata aceea a văzut totul, s-a speriat și ea de ticăloșia ciobanului. Cum îl cheamă pe târgarul ăla? Ilarie, feciorul judelui Alexa. Ah, acum înțeleg. Răzvrătire pusă la cale de jude. L-am îndemnat pe fecior ca să mă omoare. Ilarie! Nu mai plânge, Salomie. Unde mai... vezi tu că plâng? De acum încolo nu o să ne mai putem vedea. Ba da, am să vin în fiecare zi la tine. Au venit. Acum ce facem? Ce dezblânzi. Să-mi spui unde l-ați ascuns pe Ilarie. Unde-i tâlharul de fiul tău? Când cineva dă buzna într-o casă străină și în locuri care nu sunt ale lui, trebuie să se gândească la ce l-așteaptă. Fiecare se apără cum poate. Îndemn la rebelie? Va trebui să dai socoteală la cetate. Ea te-a întărit în slujba de primar, ia ți-o ia înapoi. Înainte de cetate, pe mine m-a întărit o obștea. Ea este mai mare la noi. Așa să știi dumneata. Tâlhar încăpățânat. Să-mi predai îndată pe răzvrătit, altfel te ridicăm pe tine. No, încearcă, domnule. Legați-l! Luați-mă pe mine! Dacă aveți trebuință de un chezaș, mă pun eu. Pe mine nu mă puteți târâ la cetate. Eu vin acolo numai când vreau eu. Băiatul n-are ani ca să fie judecat. Dar în ce-l privește pe Branga, nu știu la ce v-ar folosi chezașia lui. Luați-l! Ion! Legați-l! Hai! Nicolae, omul meu! Omul meu! Unde-l duc? De ce? De ce? Până acum nu ne-a mișcat. A venit vremea să ne apărăm și altfel. Nicolae a dovedit curaj cum nu ne-am așteptat. Să nu ne arătăm nici noi mai prejos. A trecut 100 de răcori, mă bala. Eu nu cunosc vicleniile domnești. Ai dat dovadă că le cunoști prea bine. Te-ai dat chezaș ca să câștigi prețuire înaintea satului, așa-i? Atunci de ce mă cari legat la oraș? Vrei să mă judece cetatea pentru Ilarie? Topește să unde pe creier, mă, ciobane. Nu te judecă nimeni. La cetate vei sta de vorbă cu magistru. Magistru, uiți, domnule, că nu-s judele satului. Dacă nu ești, poți ajunge. Am crezut că ai înțeles până acum. Nu mă dezlegi.
cerem înălțimii sale, baronul Samuel Bruckenthal, să înțeleagă că nu putem plăti arendă pentru pășunile noastre și nici să suferim vătămare și să ajungem robi pe pământurile noastre. Mai bine morți decât să trăim în robie. Pe Ilarie îl ține la adăpost. Pe omul meu l-a trimis la temniță. Să fie dat răzvrătitul, să se întoarcă acasă cel nevinovat. Turmele rămân în grija celor tineri. Noi cei mai vârstnici plecăm în zor la cetate, la Sibii. Știu că vrei să ieși din rândul celor săraci. Poftim. E plata pentru lâna din Șopru. Mi-a predat-o feldwebelul Janek. E bine pentru început, nu? Eu, domnule, mă voi strădui să câștig încrederea cetății. Doar am și eu mintea mea. Cetatea prețuiește pe omul avut. Numai omul bogat poate cezeșui liniștea oamenilor, plata corvezilor, da. Ascultarea. Asta așa-i, dar-i greu să ajungi bogat. Te pricepi la negustorie? Mă pricep, numai să am cu ce. O să ai. Am niște marfă de trecut dincolo, peste graniță. Posta pentru prostime. Îți pun la îndemână căruță și oameni. Vei câștiga bani buni? Apoi, dacă se plătește, că banul ridică pe om. Poate. Nu mă mai cunoști, Angiule. Am lăsat o avere în crejma asta. Ei, tu ești moi, vala. Bravo. Bite, hai, bite. Frida, plecat. Acum doamnă este. A avut mult bani de la tine, plecat. Venit altă frau. No, fain, fain. Nu trebuie nici Frida, nici altă frauă. Mie să-mi dai o odaie de domn. Să pui pe pat pânzeturi albe, să scârție. Oh, cum? Ihabe! Vite, cum? Rămânem peste noapte aici. Mâine zi de târg și nu vor îndrăzni să ne apuce. Asta cameră de grof este, moi! Vezi? Nici Kaisera Terezia nu dormit la un pat mai extra. Plata înainte. Danke. Tu totdeauna domn fost moi valah. Danke. Un om de-al nostru a fost luat chezaș fără o pricină însemnată. Trebuie să-i deie drumul. Apoi ne cer plăți pentru pășunatul în munții noștri. Vrem să punem în mâna mai marilor cetății o plângere și s-o tălmăcim cu vorba noastră. Apoi, după cum vedeți, avem mari necazuri cu stăpânirea. 250 de zile împlinim pe moșia grofului. Cu vitele noastre, cu carele noastre. Și noi lucrăm peste 200. Și mai tăiem și câte 9 zile lemne în pădure. Cât timp ne mai rămâne pe an pentru treburile noastre? Uite-mă, muntenii ăștia, bine fac că nu se supun. Că te apuc așa câteodată să-ți farm totul. Rebelie! În rebelie pierd multe capete. Rămân văduve și orfani. Cine să le poarte grija? Asta așa e. Noi am venit la cetate să ne înțelegem prin vorbă bună. Apoi nu v-a ajuns cuțitul la os? Și apoi dreptui, că voi nu sunteți obagi. Noi, acum odată, încercăm cu vorba. Să nu vă pună în fiare pentru vorbele voastre. Suntem juzii obștii, purtăm fața satului și ea trebuie să fie cinstită cum cinstim și noi fața cetății. Thank you.
Ce? N-ai primit banii? Domnule, trebuie să mă bage în temniță. Ai ciobă. Nu s-ai. Ți-ai pierdut mințile. Trebuie să mă închis aici, domnule. Ați venit în delegație? Intrați înăuntru. Noi înăuntru nu intrăm. Vrem să vorbim cu cineva mai mare decât dumneata. Vrei oare să coboare înaintea ta magistrul, vicecomtele sau guvernatorul? Ați înnebunit? Căutați oameni de asară. Da ce? Nu mai. Hai să vă dați să vă dați următorul. O sun, videa totul plin de re. I-am adus bacile. Fracheia de Valachn, was sie wollen. Mai spuneți odată, ce vreți? Înălțimea ta. Unul de-ai noștri a fost luat chezaș pentru o faptă neînsemnată. Să-i dea drumul. Pricina să fie judecată după rânduială. Apoi să cetiți plângerea pe care am scris-o aici. Atât. Hăia! Komm her mit und lies ihr mir das vor. Übersetze er mir den Tisch. An seine Exzellenz Samuel Bruckenthal. Will Bauer aus dem Dorf... Das genügt. Lass ihr das hier und tu ihr, wie ihm geheißen. Nun, was sagen Sie nun, Herr Bürgermeister? Finden Sie die Forderungen dieser Walachen nicht reichlich unverfrämt? Herr Hauptmann, in der Stadt bin ich maßgebend. Ich trage die Verantwortung für die Belange der Stadt. Herr Bürgermeister, Sie vergessen eines. Nämlich, meine Aufgabe ist es, für die Ruhe im Kaiserreich zu sorgen. Hier wird es weder Aufstand noch Rebellion geben wie andernorts. Und vor diesem Befehl hat jede andere Regung zu schweigen. Die Stadt liegt auf Königsboden. Und ich werde mich jedwelchen Maßnahmen widersetzen, die den Interessen der Bürger zuwiderlaufen. Wollen Sie den Handel unterbinden? Wo sollen wir das teure Geld hernehmen, das die Kaiserin von uns erwartet? Ruhe und Ordnung, Herr Bürgermeister. Heide. Acum putem merge. Herr Hauptmann, was Sie unternehmen wollen, ist nicht gegen die Walachen, sondern gegen uns gerichtet. Ich werde in Wien Berufung einlegen. Aber bitte, berufen Sie sich vor allem darauf, dass ich einen Aufstand im Keim zu ersticken gedenke. Da bin ich doch auf die Antwort neugierig. Teilen Sie dem Hof Ihre tiefe Besorgnis mit darüber, dass wir hier unsere Pflicht tun, indem wir für Ruhe und Ordnung sorgen im Kaiserreich, indem wir Sie und die Ihren beschützen.
Uns interessiert die Wolle, weil wir Geld brauchen. Darum müssen wir uns mit den Walachen verständigen. Herr Bürgermeister, zum letzten Mal. Was ich hier tue, geschieht zum Besten Ihrer Stadt. Die Walachen unterschätzen unsere Macht. Derohalb fürchten sie uns auch nicht. Wir wollen sie das Fürchten lehren. Arde și latorița. Vor da foc și satului, blestămații. Dacă dau foc satului, ei știu că nu ne vom mai întoarce. Cetatea n-ar avea decât a pierde. Pricepeți, oameni buni. Ei au trebuință de noi, de oile noastre, de tot ce am agonisit. Nu vor să ne nimicească. Vor să ne frângă grumazul, să ne încomboaie și să ne spetim în veci pentru ei. Asta vor. Asta așa-i. Dar vorba e ce facem? Nu putem ierna aici. Ce facem cu copiii? Se apropie toamna. Oricum ar fi acum, trebuie să hotărâm. Încă trei o luăm. Trecem munții și trimitem o altă plângere la Viena. Noi nu părăsim pășunile și satul nostru pentru totdeauna, ci până o trece vigorul. Mai bine să stăm o vreme pe loc și să îndurăm. Nicolae, dacă îndur robia o zi, o îndur și o lună, apoi un an și așa viața întreagă. Copiii noștri se vor naște robi și vor crede că așa e rânduit. Asta așteaptă Ianec, să ne pună bilțul de gât, să ne învețe cu ștreangul, să uităm cine suntem și ce-i al nostru. Dar e mai bine să ne lăsăm casele și ogrăzile. Să plecăm săraci. Să plecăm mai bine. Ia mai taci, nevolnicule. Tu n-ai fost în stare să adun toată viața, nici drențele de pe tine. Dacă plecăm, se prăpădește tot avutul nostru. Vin alții și ne iau locul. Mai bine lăsați-mă să cobor în sat, să văd ce gânduri are Ianec. De ce te pui împotrivă, Nicolae? Ție îți place viața de rob? Îți place să pupi mâna lui Ianec? Îți place să vezi cum ne sugrumă? Dacă trecem oile peste mânți, nu înseamnă că nu vom avea și acolo necazuri. Dar dacă le lăsăm aici, împărăția nu-și va schimba poruncile. Munții nu ne-i va da înapoi, ci va fi mai rău. Mereu mai rău. Așa-i. Să-i vestim pe cei din sat. Să le spunem că ne întoarcem după ce ni se va face dreptate. Bătrânii și copiii și mormintele vor sta de straje satului. Că e al nostru. De aici, de la plaiul foiei până la graniță, nu mai e decât un pas. Așteptăm vreme prielnică și trecem munții cu turme cu tot. În noaptea asta și mâine, fiecare să meargă la casa lui să-și ia ce-i mai de preț. Ție, Nicolae Branga, țin să-ți mulțumesc pentru curaj. Și te rugăm să cobori în sat, cum ai spus, să afli ce gândește Ianec. Dacă stăpânirea ține seama de dorința noastră, apoi atunci să scoată catarele din sat. Musai să mai încercăm o dată. Bine, bine. Mi-e tare frică, el. De ce să-ți fie frică, Salomie? De ce? De taică. Zice că dacă mai vorbesc cu tine, mă omoară. Ei, te omoară. Las că sunt bunai el. Cine sunt bunai? Nu mai așteptăm să se învoiască taică. Ne unim acum. Acum? Fără popă, fără neamuri? Fără. N-avem atâția brazi în jurul nostru. Vrei să facem munta la brădui? Așa cum se face în munți. Ne leagă frunzișul, ne leagă soarele, ne binecuvântează brazi. Așa spun bătrânii. Și ei nu greșesc. Vrei să-mi fii soață până la moarte? Vreau să-ți fiu soată până la moarte. Și la vijelie și furtuni, la amarul și bucurii, până la sfârșitul vieții? Și la vijelie și furtuni, la amarul și bucurii, până la sfârșitul vieții.
Atât de adânci sunt rădăcinile tale, atât de neclintită să fie casa noastră. Cât de adânci sunt rădăcinile tale, atât de neclintită să fie casa noastră. Cât de bogată e roata frunzișului, așa să ne fie casa și viața. Cât de bogată roata frunzișului, așa să ne fie casa și viața. Cât de înalt trunchiul tău, așa să se înalțe neamul nostru. Cât de înalt trunchiul tău, așa să se înalțe neamul nostru. Vă arăt eu vouă! Îi luăm pe toți chezași! Pe toți care îi găsim, copii, muieri, pe toți! Până când nu vin ai lor cu turmele, nu mai văd lumina zilei! Zuc stuvelal! Com! Comșner! Căutați peste tot! Ce e asta? Bună ziua, domnule! Te-am întrebat ce e asta, unde sunt oamenii? Și eu am zis bună ziua, domnule! Bună ziua!
No, bine. Îți pot fi de oarece folos. Am ordonat adunarea și nimeni n-a dat ascultare. Unde s-au ascuns? Au plecat, au lăsat satul. Au părăsit satul? Când? Spune, nu se poate, aud câinii. Mai sunt în sat copii și câțiva bătrâni. S-a dus oamenii înapoi că... Domnule strajămeșter, binevoiește de acum înainte să nu mai strigi la pranga. Să vorbești cu Vincius. Altfel te las în plata domnului să faci după capul dumitale. Și o să iasă prăpăd mai mare ca asta. Alexa a venit la Sibii și v-a fost frică să puneți mâna pe el. Confiscat și bagiocoriți tot. Și acum încerc mie să aduc satul înapoi. Atunci de ce ai venit? M-a trimis Alexa să văd ce gânduri ai. Trebuie să punem mâna pe Alexa. Dacă îl prindem, satul se întoarce înapoi, n-are încotro. Iar pe tine cetatea te va pune primar. Are nevoie de oameni de încredere. Vorbe, domnule, vorbe. Eu ce vreau? Vreau scris. Stai, stai. N-ai auzit ce ți-am spus? Stai, ascultă-mă pe mine. Cetatea te va pune primar. Înțelegi? Primar, mă. Înțelege-mă. Auzi? Nu gândeam că iarna o să vină atât de devreme. Trebuie să ne pregătim. La noapte trecem granița. Întâi pornesc turmele, apoi celelalte animale. Uitați, când puiul e străjene, plecarea. Lumina de făclie înseamnă primejdie. Vedeți cu bine. Eu aș rămâne mai la urmă, să păzesc. Am grijă cu... Rămâi unde vrei. Te înțeleg. Te înțeleg. Și eu am un fecior care zace sub glie. O să vină vremea să le plătim cu vârf și îndesat. Rămânem pe loc. Să fii cu ochii pe branga. L-am văzut cu... Nu-i lucru curat. Trebuia să spun. Branga a băut banii obștii la Sibii. Jesus. Era și ea. La branga unde-i? Cred că e mai la urmă. Maciule, drumul e plin de cătane. Nu putem trece. Ce facem, ne întoarcem? Nu, merem înainte. Bătafii să vină încoace. Luați aminte toți. Schimbăm drumul. Trecem printre stâncele de la căzătoare. Voi, bătafii, să fiți cu ochii în patru. În voi mi-e toată nădejdea. Să nu scape cumva oile în prăpastie. Grijă la berbeci și la câini. Coraje! Da, baciule! Schimbăm drumul! O luăm prin surpături, printre stânci. Fiți cu băgare de seamă. Mânați întâi turmele, iar femeile și cei care nu pot trece să se ascundă în râpi, până s-o lumina. Căutați să nu prindă de veste cătanele. Grăbiți-vă, oameni buni! Grăbiți-vă!
Sie haben einen anderen Weg eingeschlagen. Na los! Schnell! Jawohl! Alessi, aprite fuoco! Ce-ai făcut, răzvrătitule? Ne-ai nenorocit pe toți! Să aduci turmele înapoi! Le aduc, când nevesta s-a în pace. Eu sunt fruntea obștei. Vinovat de câte s-au întâmplat nu sunt decât eu, domnule. O să plătesc cu capul meu. O fi destul. Acum merg la Sibii să cer dreptatea noastră. Să nu vă fie teamă. Iau asupra mea totul. Așa? Plătești și pentru moartea cătanelor? Plătești și pentru fuga satului? Pentru fuga turmelor, pentru neascultarea oamenilor, plătești și pentru tăinuirea lucrurilor rechiziționate de mine? De prea multe vrei să răspunzi. Mai în parte și cu alții. O să plătiți cu toții, și tu, și tu, și tu cu toții. Și eu, cu toții. Dar pe mine m-ai uitat, domnule? Află că eu sunt cea care am dus traiele la munte. Pentru fapta mea îi spășesc numai eu. Ați vrut să ne robiți. Nu poți să ne robești, domnule. Nu poți. Bine zice Istina. Să afle împărăția că vlașine au plecat. Că v-a scăpat între degete averea turmelor. Treci acolo! Pune mâna pe mine. Mă duc singură. Las că vedeți voi. Nu împinge cavita, domnule. Treci și tu acolo. Ia cavei să nu mă sperii. Vă răzvrătiți? Vă arăt eu vouă. Ia stați. Ba să zic că tu ai furat lucrurile care erau ale împărăției, ha? Cine te-a ajutat? Prostia voastră. Las că te fac eu să spui tot. N-avea grijă. Duceți-i! Ghețon, ghețon! Schuldig seid, lassen wir euch frei. Aber vorerst müssen wir das Oberhaupt bestimmen. Komm. Domnul locotenent Karek, vă dă drumul tuturor să mergeți în sat. Trebuie să știm însă cine va fi mai marele satului de aici înainte. Devete sein. Dintre cei rămași, eu nu văd pe altul decât pe acesta. Wie heißt er? Spune, care ție numele? Nicolae Branga. Ewe Dorfeld ist es sein. Gehorcht ihm? Er ist vom Kaiserreich bevollmächtigt. Die Gefangenen werden zur Fessel gebracht.
Mein Befehl lautet eindeutig. Keine Schonung, kein Pardon. Die Rebellen werden hingerichtet, und zwar sofort. Ich bin gegen jedwelche Maßnahmen, die die Zünfte schädigen können. Bisher sind wir mit den walachischen Hirten gut ausgekommen. Wir sollten uns anhören, was ihr Dorfältester zu sagen hat. Führt ihn herein. Sie sprechen immer wieder von den Belangen Ihrer Stadt. Ich stehe da ein für die Belange des Kaiserreichs. Ai ceruse te ascultăm. Vorbește. Sunt mai marele obștii blașinilor și cer mai marilor cetății să-mi dea ascultare. Cum au căzut asupra noastră cătanele? Doar toate au fost cugetate în taină. Am știut numai noi păstorii. De unde au știut plaiul foii care e ascuns între stânci ca peștele în apă? Așa-i. Și ce facem? Ne vom întoarce. Și dreptatea se va împlini. O vom împlini noi sau copiii noștri. Capul meu îl puteți lua de pe umeri. Dar în urma mea se vor găsi alții, mereu alții, care să se bată pentru dreptatea noastră. Pentru că noi avem adânc înfipte rădăcinile în cremenea acestor munți, în inima acestor plaiuri, care ale noastre au fost, ale noastre sunt și ale noastre vor fi în veci. Thank you.
bitte euch noch einmal, schiebt diese Hinrichtung auf. Ganz unmöglich. Wir haben Hörige aller möglichen Völkerschaften und Hirten aus 15 Dörfern zusammengetrieben. Wenn wir jetzt aufschieben, würden die uns das als Schwäche ankreiden. Das wäre ein Spiel mit dem Feuer. Euch ist doch bekannt, wie es weltweit brodelt, selbst hier in diesem schönen Siebenbürgen. Wo man sie gar nicht vermuten sollte, züngeln Rebellion und Aufstand hoch. Das ist bei uns nicht der Fall. Mit den walachischen Hirten haben wir uns immer bestens verstanden. Jetzt aber stehen unsere Webstühle still. Infolge der Fehler, die euer ehemaliger Bürgermeister Gromer begangen hat. Er hat doch diese Schafshirten gefürchtet. Er hat es nicht verstanden, sie kräftig niederzuhalten. Und Sie? Sie sind so frei gewesen, Ihre Herden über alle Berge zu treiben. Er wurde von der Hofkanzlei seines Amtes enthoben. Zu Recht. Denn er hatte weniger die Belange des Kaiserreichs im Auge als vielmehr diejenigen seiner Stadt. Scape Dumnezeu din cer, te rog, scapă femeia aceea, domnule! Ție neam orice. Fac tot ce vrei. Rob o să-ți fiu toată viața. Ciobane, eu ți-am mai spus-o, nu ești în toate mințile. Domnule strajmeșter, viața mea fără ea nu mai are niciun rost. Ți-a sucit capul de tot muierea asta. Nu pot face nimic. În genunchi, te rog, domnule. Atunci nu mai slujesc pe nimeni. Ce vorbești? Acum ești primar, ești omul împărăției. Trebuie să împlinești toate poruncile, dacă nu vrei să iei calea lui Alexa. Oricum, e prea târziu. E aici. De mi s-ar fi topit și mie. Ar fi fost mai bine. Das Urteil!
und Verheimlichung der Wahrheit wurden diese drei walachischen Frauen zum Tode verurteilt. Pentru nesupunere, răzvrătire și tăinuire, aceste trei femei valahe au fost condamnate la moarte. Așa vor păți toți care nu se supun ordinelor împărăției și ale cetății. Dar opriți-vă! Este macior! Opriți-vă, ticăloșilor! Wegen Ungehorsam, Aufruhr und Anstiftung zur Rebellion wird das Oberhaupt des Walachendorfers geredet. Das Alter des Verurteilten in Betracht ziehend, erweist die Obrigkeit Gnade. Damit sein Tod sofort eintritt, wird er vom Haupt beginnend geredet werden. Den Dorfbewohnern desselben oder jedes anderen Volkes soll es eine Lehre sein. Pentru nesupunere, pentru răzvrătire și pentru instigare la rebelie, mai marele satului Vlașin este tras pe roată. Ținând seama de vârsta pedepsitului, împărăția arată milă. Va fi trecut prin roată de la cap în jos, pentru ca moartea să fie în fulger. Toți săptenii de același neam ori altul să tragă învățătură. Mai bine morți decât robie. Să nu uitați asta, oameni buni, Ieronime, să nu uiți ce se petrece acum. Se petrece pentru pământul nostru, pentru pășunile noastre, din bătrâni rămase. Să nu uiți asta, Ieronime. Rămas bun, fiule. Rămas bun. Rămas bun. Rămas bun. Rămas bun. Niște n-am. Hai, cum o să. Vezi că eu iau înainte. Bine, mers sănătos. Dați-vă la o parte. Ne vedem în sat. Hai! Și căruț, hai! La o parte, ne auzi? Hai! Istinuță, Doamne, rău m-ai bătut! Istina, 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 trăiești, trăiești, Istinuță, Istinuță, trăiești, Istinuță! Istina, ajutor! 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 Părinte Gerasim, rogu-te să vii cu mine. Dumneata știi limba nemțasă. Trebuie să întocmim jalbă mare către împăratul. Dar păi bine, Ieronime, și oamenii în sat, ce-or face fără mine? S-or descurca ei. Acolo e mai mare nevoie de o minte ca a dumitale. Mergi și eu cu voi, băiatule. Are dreptate.
Janek și Branga au pus ochii pe noi. Ei. Spun că suntem oamenii lui Alexa. Poate e mai bine să nu le stați o vreme sub ochi. Deschideți! Oameni buni! Cine-i? Care este acolo? Aveți grijă de auzi. Bine, bine. Ie! Hai! Bine, pădurarule! Umblă sănătos. Ce-i face? A fost ultima ei dorință, oameni buni, să se odihnească în pământul Vlașinilor. Fie ei țărâna ușoară. Vezi ce mult o ținu la ea? Eu sta la căpătâi atât amar de vreme. Așa se vor prăbădi și celelalte. Nu-și mai vine în fire. Blestemați fie cei ce le-au scurtat zilele. Trebuia să stai tu atâta cu ea? Și pe mine să mă lasă fierb aici ca o proastă de grijă? N-auzi, femeie, că n-am putut răzbi prin nemeți.
Ce era să fac? Nu puteam să o las să moară ca un câine. Hai, gata, ajunge. Fie țărâna ușoară. Destul mi-a mâncat sufletul din pricina ei. Mai bine spune ce-i prin sat. Ce să fie? Oamenii spun vrute și nevrute. Se simt ai nimănui. Tu pleci și lipsești săptămâni întregi. Te-a căutat în două rânduri la... cum îl cheamă? Ofițerul Ianec. Musai să vorbesc cu el. Abia ai venit și iar pleci. Ia vezi. Ce vrei să-mi pui și mie belciugul de picior cum mi l-ai pus alu miei? Ce, ți-ai pierdut mințile? Ori crezi că mi l-am pierdut eu? Jur în fața voastră și a cerului să nu am tihnă până nu l-oi răzbuna pe taica și până nu ni s-a întoarce dreptul nostru. Și noi gândim la fel, Ieronime, să nu ne lăsăm până nu vom fi iar stăpâni pe pășunile noastre. Nu recunoaștem niciun primar care nu-i ales de noi. Branga să vină mai întâi în fața obștii. Numai obștea poate să spună dacă el e cel mai potrivit. Și nici arendă nu vom plăti vreodată. Doar de asta ne aflăm aici. Musai să cugetăm la ce avem de făcut, pentru că suntem departe de sat și nu prea știm la ce uneltește împărăția. Facem plângere la noul împărat. Vor încerca să ne sperie și pe noi, dar mai cu seamă pe cei aflați dincolo, singuri. Pe mine, după cele ce am văzut, nimic nu mai mă sperie. Ce-am ajuns? Să trecem munții pe sub ascuns. Ca și cum în casa ta ai trece dintr-o odaie în alta spărgând ușa. Împărații au tăiat felii din țara noastră. Cum tai un dărap de pâine la un străin. Străinul se hrănește cu ea, prinde puteri, apoi se socotește stăpân pe toată pâinea. Ziua bună, domnule magist. Dumneata ești Nicolae Branga? Eu sunt. Vreau să te cunosc. Am auzit mult de dumneata. A murit? S-a dus Kaisera Maria Terezia. Avem un nou împărat, Iosif al II-lea. A făcut multe schimbări. Cetatea pe dreptul noi. Obștile a fost desfințată, satele devin comune. Adică eu n-o să mai fiu nimic? Depinde. Cetatea are putere mai mare acum. Poate acorda privilegii. Știi ce aia? Adică poate să taie și să spânzure? Și eu ce am din asta? Păi era vorba... Fostul magistru Croma mi-a vorbit de dumneata și feldwebelul Ianec. Ai putea fi numit primar, slujbaș al împărăției și al cetății, cu simbrie și cu acte în regulă. Adică o să am și eu alea... Cum ați zis, privilegii, da. Uh-huh. Pe măsură meritelor pentru ce vei face. Și ce trebuie să fac? Să aduci turmele în dărât. Nu mai avem lână. Războaiele de țesut au înțepenit. Preslașii din cetate sunt nemulțumiți. Cine poate aduce turmele? Până nu să fie toate cum au fost, nu le mai vezi, domnule. Adică? Să se șteargă darul împărătesei. Să ni se dea înapoi cei 18 munți. Să nu ni se ceară arendă pentru pășunat. Cetatea nu poate renunța la ceea ce îi se cuvine. Trebuie să întorci turmele. Vei câștiga bani, vei avea putere. Sau nu vei căpăta nimic. Alege. Eu n-am zis că nu vreau. Da, domnule, e greu. Îmi trebuie pășuși pentru turme și pentru oameni. Și mai trebuie așa ceva, un pai dulce să-l trec prin gura oamenilor. Îți dau paceaport și acte să-i aduci înapoi pe păstor, cu oi, cu tot, și vom mai cușeta cum se potolim. Fostul primar mi-a promis marfă, postav, negustorie. Las că-ți dau și eu, ca să găștigi bani, să fie în fruntea satului. Îți recomand pe cineva să-ți dea marfa pentru țara românească.
E român, de al vostru. Hagi Pop îl cheamă. Îți va încredința 4 căruțe cu marfă. Iei niște ajutoare și le duci la Reurein, peste munți. Avem negustorii noștri acolo. Predai marfa ispravnicului Țațoș. Îl găsești la hanul însemnat aici. Ține. Și asta e numai avuna. 4 pungi cu totul, dacă ajungi la vreme, se prind târgul. Peste 2 săptămâni, marfa e gata. Poți ajunge negustor mare, Branga. Vom lucra mână în mână. Ce mai faci, domnule Branga? De când ai ajuns primar, nu-ți mai cunoști vechi prieteni. Bună ziua, domnule. Să fie într-un ceas bun, primarule. Te-am așteptat. Vreau să te poftesc la o cană de vin, căci berea, după cât te-mi amintesc, nu-ți place. De bună seamă, numai că voi plăti eu, am bani. Ai mai mulți ca mine, dar tot eu voi plăti. Mergem la Mielul Alb. Dar în straile astea nu prea arăța primar. Hai cu mine. Cunosc un negustor care îți vinde cizme bune și cămăși de pânză moale. Hai, hai să mergem. Să bem primul pahar pentru Nicolaus Brangel, primarul ținuturilor Vlașine, noul slujitor al înălțimii sale, împăratul Iosif al II-lea. Prosit! Prosit! La mai sus, Herr Brangel! Mulțam, fain! Dar mie, vă rog să-mi spuneți prenumele meu. Nicolae Branga, dacă nu vă e cu supărare. Ce importanță are cum ne numim? Dacă am intrat în slujba împăratului nostru, care ne dă cinste și măriri, musai să ne numim în limba lui. Așa e frumos. Prosit! Uite, de pildă, eu sunt slovac. Acasă la mine, unde e la fel de frumos ca și la voi, îmi zicea Ian. În slujba împăratului mai ușor mă numea Ianek. Și am urcat treaptă după treaptă. Altfel rămâi țăran prost. Și te lovesc în cap cu toții. Să știi de la mine, eu nu mă las până nu ajung nobil. Și Frida, mare doamnă, urmează calea asta și îmi vei mulțumi. Toate bune și la locul lor. Numai că eu nu-mi schimb nici credința, nici numele. Mai bine... Ia mai lăsați astea. Nici eu nu vreau să-mi schimb numele. Mă cheamă Frida și așa să-mi spuneți. Nu-ți place numele meu? Cum ai vrea să mă cheme? Iosefina, Tereza? Oricum te-ar chema, tot împărăteasa mea vei rămâne. Domnule Branga, nu vreți să ne cântați ceva? Bine, poate altă dată. Acum am să vă cânt eu. Bravo! Bravo! Wirst du mein Heim, ich muss rufen. Wirst du mein Heim, hai, Nikolaus! Cântă! Hai, eu-ți voi fi naș. Hast du heute Nacht auch lieb an mich gedacht, dann darf ich im Traum bei dir sein. Aici îmi faci o daie, aici alta, acolo casa cea mare, ai înțeles? Nu. Casa aia mare facem mare de tot sau mai mic? Mai mare ceva! Să pot primi oaspeți de la cetate, ori domn! Da. De partea asta ridici podină pentru joc și colo o scăriță pe unde să urce lăutari. Sub odăi, tai pivniță largă. De-o parte pentru troace, pentru buți de alta. De acolo o scăriță care să urce direct în crâșma. Sus în pod, îmi lași loc pentru lăzile cu făină și spânzurători pentru afumăturile de porc. Pe toate le clădești trainic să țină 1000 de ani. Mi-s primar, plătesc bine. Thank you.
Ce faci tu? Mai bine caută să te odihnești puțin. Să prinzi și tu ceva putere. Uite, umblă în pădure, stai la soare. Nu te teme, pădurea e pustie, nu te vede nimeni. Nu știu cum să vă mulțumesc, Nana Maria. Și dumneata și Nemitru m-ați îngrijit ca și părinții mei. Las, las asta. Bine că te-ai ridicat din pat. Stai, femeie, nu te speria. E vreo casă de oameni pe aici. Cine ești? De unde vii? De departe, din Apuseni. Mă cheamă Vlaicu Boțan. S-au năpustit grofii asupra noastră. Ne-am apărat cum am putut. Ajută-mă, femeie, ajută-mă. Și eu, sprigonit, nu-ți pot fi de prea mare folos, dar e aici, în bădurar, cum era lui. Oameni buni, capita caldă. Hai, hai să mergem. Hai. Nana Marie! Încet. Nana Marie, vine de departe. Ajută-l, e rănit. Încet. Încet, plăcăule. Pune-ți-l ai să vedem ce are. Domn primar! Domn primar! Mi-ar trebui niște bani. Azi trebuie să plătesc cu oameni. Am zis doar. Ar trebui vouă să nu vă dau nimic. Nu zoriți cât trebuie cu acoperișul. Păi, Petrică, să-ți mai ajut și... Dacă vine o coaie, înneacă toată casa. V-am spus doar că la toamnă vreau să deschid crâjma. Hai, grăbiți-vă! Am înțeles, domn primar. Păi, Nicolae, nu ai vreme decât pentru casa ta. Și noi ce facem? Că uite... Domnule primar, noi nu mai avem soare. Avem nevoie de un înscris ca să putem să ne ducem până la boc. Pentru toate astea vorbiți cu Zaharia ori cu Serafim. Doar sunt ajutoarele mele. Eu am alte treburi la cetate. Iar pleci? Ia. Te fi găsit vreo altă istină pe acolo, pe unde umbli? Te pomenești, hai nu fi proastă. Lasă, tu. Lasă. Sunt primar. Lumea s-a lărgit pentru mine. Din drumurile pe care le fac se ridică ce vezi tu aici. Ei, opriți! Opriți! Descămarea! Serafime, dați nutrez dacă ai în bucat bine, și bine, ceva, eu mă întorc repede. Hai, drei! Hai, copii macii! Ziua bună! Ziua bună! Ziua bună, istinuță. Ăsta cine mai e? Un fugar. S-au răsculat în munții Apuseni. Ai fi auzit și tu. Se ascunde ca și mine. Istină, ești plăpândă ca lujerul abia scăpat din gerul iernii. Și mai frumoasă ca oricând, istinuță. Când te-ai îndrăveni, te iau cu mine dincolo. Acasă. Nu merg nicăieri. N-am ce căuta cu tine. Nu pleca, Istina. Stai să vorbim. Stai. Istinuță. În sat nu te mai poți întoarce. Și nici aici nu mai poți sta mult. Cătanele umblă să pună mâna pe cei ce au aprins focurile răscoalei. Nicolae, tu mi-ai fost mai aproape decât inima din piept. Dar acum n-am ce căuta cu tine. Istinuță, gândește-te. Dacă pune mâna pe tine, Ianec, nu mai scapi. Cetatea te-a osândit.
Mai bine mă lăsai să mor. Acu' ești tulburată, Estinuță. Las. Uite, m-au pus primar. Acum mă duc în țară cu treburi, dar mă întorc curând. Și o să am grijă de tine, o să fie altfel. Vei vedea. Nu mai plânge. Cu bine, Istina. Mă întorc curând. Luați, e rece. Acum Horea cu alți câțiva se pregătesc să meargă iară la Viena. După prima noastră plângere, grofii s-au răzbunat amarnic. De-aia am pus mâna pe topoare. Dacă nu ni se va face dreptate, se va răscula tot românul din Transilvania, din munți și din câmpie. Te-ai răsculat și tu? Ori ai furat ceva? Cum vorbești așa cu domnul învățător? Prin locurile pe unde ai umblat, vei fi auzit câte ceva. Știe tot omul de necazurile noastre, de Vasile Nicula, căruia îi zicem Horea, și de ceilalți cu care a fost el la împăratul. Pe mine au vrut să mă omoare, fiindcă am scris plângerea. Dacă așa-i povestea, trebuie să fugi mai departe, să te ascunzi. Pe aici mișună cătanele. Aștept să-mi vindec piciorul și mă întorc în Apuseni. Acolo încă nu s-au încheiat socotelile. Numai că eu sunt slujbaș împărătesc. Nu mi te pot ascunde. Și nici femeia. Dar... mai bine... hai cu mine. Trec în țară și am trebuință de un ajutor. Te trec în pășușul meu. Adică vrei să-ți fie slugă? De muncă nu mă tem eu. Numai nu știu ce folos ai avea de la mine. Ți-am spus, eu sunt învățător. Dacă căruța știi să o mâni, stai cu mine cât vrei, te plătesc. Ți se va pierde urma și mai încolo te întorci. Mă învoiesc. Cât pot face, te ajut. E trebuință de învățător de carte peste tot. Pe limba noastră românească, nu grecească. Eu mă duc să fac o mămăligă. Mai bine pun ceva în traistă, că nu mai am vreme. Hai, pădurarule. Pe Istina o mai țineți numai câteva săptămâni. Ia. Atunci plecați, nu? Ca pe ochii din cap s-o păziți. M-auzi? De asta v-am scăpat. Hai, învățătorule. Dule, doamne! Care v-ați avut dintre voi? Arătați pașușul turmelor. N-avem. Am fugit peste munți de urgia stăpânirii. Așa, e bine că ați venit aici. Domnia se bucură că ați venit cu turme de oi. Am numerat-o peste 20.000 de oi. Ați plătit-o vamba pentru ele? Arătați în scrisul. N-am plătit, boierule. Am trecut din coace prin trecători neștiute. N-am dat de vameș. Nu ne-a spus nimeni nimic până am ajuns aici. Nu v-a spus? Atunci vă spune ocu. Da, nu vă fie cu supărare cine sunteți. Vă aflați sub păruncă ispravnicul lui Țasos. Eu sunt Zăpțiu. Ioțo mă cheamă. Și acum să încheiem socotelele. Hai, numărați aici oile, vitele. Vedeți câtă brânză este și câte căruțele sunt. Vă legitiți căruți, catalaves? Căruțele le-am cumpărat. N-am venit cu ele în coace. De unde știu eu? Vale, vale, scaruțe. Și brânza nu e drept să o dijmuiți. E hrana noastră, nu e de vânzare. Ieronime, au socotit la toate cioparele. Și brânza, și cheile, și vitele. Asta nu-i drept. Tacă-ți gura! Nu v-am geamat eu aici. Arhon, poți să creazi din avalul de la provată? Ce poți să creazi din avalul de zghelaves? Auzi-l, auzi-l cum vorbește. Patru parale. Ico și Hilares, orteseri drahmes, canon, grapse, grapse. Patru parale? De ce ne jupoi, Zapciule? Eu sunt de trei ani aici cu alte turme și știu că se plătește doar o parale de cap de oaie. Cai și vacele? Câte 20 de parale. Pui și lâna la socoteala. Boierule, lâna nu se dijmuiește acum. Din totdeauna taxa pentru ea s-o plăti numai când se vinde. Grapse cheta vermata. Poți să costize. E, tesiri schilade, talere, trafind de coacalaine? Nu dăm nicio para, n-avem bani. Într-o săptămână ne întoarcem. Dacă n-aveți bani, vă luăm oile. Apoi nedreptatea asta o să-i înfățișăm lui Vodă.
Vezi, dacă îți dau câteva, o să-ți piară pofta să mă vezi pe mine. Hai, Hami, ori mă zic. Hai, da. Cine dracu' l-a fi adus? Vin toți la țară bogată ca muștele la miere. Ce-i acolo? Ce surpătură, fraților! Ulai, ne-a trebuit aripi ca să ajungem dincolo. Să ne întoarcem. Mai bine mergem pe drumul cel mare. Am venit pe aici că e mai scurt. Pe dincolo nu mai prindeam târgul. Dar cum, ce facem? Descărcăm! Trecem întâi marfa, apoi caii, la urmă căruțele. Hai, hai, ce stați? Hai și dumneata, învățătorule! Strânge, strânge, Serafime! Așa e bine! Așa! Așa! Și tu, Ioane! Ușurel! Hai, mă! Hai, mă, acum! Așa! Ține-mă! Ține-mă! Bine! Așa! Încă o dată! Așa! Ține bine, mă! Haicule! Ajutor! Ajutor! Ce vă uitați, mă? Dacă n-a știut să țină de fânghie, n-a știut! Acu ce stați? Încărcați și mergem mai departe. Hai de muierea și de copii. Oh, am ajuns! Descărcați marfa! Eu mă duc să vorbesc cu ispravnicul. Ziua bună, boierțasus. Am venit cu marfa de la negustorul Hagi Pop. Dumneata este Branga? Eu, boierule. Sezi! Mulțumesc! Bine că te-ai zorit. Târgu mai este doar mâine și postavul este prețul mult bun. Apoi, boierule, vei avea câștig însemnat cu țesăturile astea. Dar mie cine îmi plătește paguba? Două căruțe și patru cai căzuți în prăpastie. Să nu mai vorbesc că mi-a pierit un om să ajungem la vreme. He? Și apoi... s-ar cuveni și ceva pe deasupra pentru strădania mea? Paguba o plătesc eu. Măcar ca o să țer și de la Hagi Pop. Mai pune una, jupâne. Mare și. Mi-i place. Unde mergi acum? Nu vrei să mai lucrezi pentru mine? N-am vreme, boierule. Trebuie să ajung tocmai la Dăen, la Dunăre. Am treabă la niște stâne. Ești omul meu. Știi, eu simt ispravnic pe ținuturile alea. Dacă tot mergi acolo, nu vrei să iei o țireada de ținții sute de vite să le vinzi în sat la vizirul și țibanești? Gata, s-a încărcat tot. Auzi, Vlaicule, zice să ducem niște vite până la Dunăre. Dacă se plătește bine, le ducem. Poți vorbi fără fereală, boierule. Eu om de încredere. Vitele astea au luat stăpânirea de la rumunii pentru plata de la Harațiu. Pricepi? Așa că le dau tu, le duci înapoi la oamenii, spui că ai cumpărat la târg 3 talerii bucata. Oricum 4. Pui în mâna zapțiu Ioțo, la Galați. Dia talerii bucata. Și dacă nu le pot vinde? Ohe,
Ochii le vinzi tu. Uite, ți dau și țidula. Să văd mai întâi vitele, boierule. Policalo, Policalo. Avriu Doproi m-a cauz la oborul de vite. Mine dimineața. Iașu. Angiule, aici. Acum o să mâncăm și noi ceva, calul. No, mă rog. Ia să ne faci o cină pe cinste și să ne dai o odaie unde să dormim. Păi de dormi puteți dormi oriunde doriți, că n-am alt muștei. De pregăti mâncare n-are cine să vă pregătească, că mi-o muri nevastă. Și eu am izbeteac. Un han așa frumos ca ăsta să n-aibă mâncare. Vai de zilele mele, dacă aș găsi cui să-l dau, l-aș da cât ai zice pește. Păi să vă frig niște cârnați, o țără brânză, un pic de varză, o ceapă, un ou ușor, eu știu. Adă, adă. Ispravnicul ăsta e din aceeași tagmă cu grofii din Transilvania. N-are milă de popor, îl jupoai. Când e vorba de negustorie, tot omul e pe o formă. Nu-i unul mai bun ca altul. Învățătorule, lumea e o pădure cu fiare sălbatice. Dacă intri în ea, musai să te aperi. De vrei să nu te sfâșie, musai să faci ca ele, să sfâșii. Gândeam că vei prinde ceva de când stai lângă mine. Așa ai făcut și acolo, acasă, în Vlașini? În tot locul dai de un bot de dulău care își arată colții. Dar ce, parcă dumneata ai stat cu brațele încrucișate? Ai tras cu pușca. Peste tot în lume se taie și se trage în cei care nu țin seama de glasul poporului, în cei care vor să stârpească legile și dreptatea. Dumneata vorbești ca din cărți, dar nu tot omul știe citi. Sau nu vrea să citească. Apoi vorbele astea mie nu prea-mi plac. Sunt vitele noastre, de unde le aveți? Le-am cumpărat din târg de la Răureni. 5 taleri bucata. Le vreți înapoi, dați banii și vi le dau. Eu cumpăr altele. Să plătesc în zecit pentru văcuța mea? Cum să dau 5 taleri pentru o vită care mi-a luat-o grecul din bătătură? Să mai plătesc încă o dată? Îmi dau mulțumită de la asemenea negustorie. Îmi caut de drumurile mele. Așa, după ce te-am trecut granița, după ce te-am scăpat din mâna jandarmilor, crești, vrei să mă lași pe cap cu cireana asta? Așteaptă să scap de ea. Durerea asta însă nu o pot îndura. Așa se câștigă banul. Singurul lucru pe lumea asta care nu pute e galbenul. Haida! Vă hotărâți orice faceți, că n-am vreme de pierdut. Hai odată! În vechime, cetatea Sibiului se chema Cibinium. Așa că să știți, copii, cetățile noastre sunt mult mai bătrâne decât cetățile domnilor sași. Tata a fost până la Peșta. Dar pe lumea e mare și e bine să o cunoaștem. Dar mai degrabă și mai întâi, îi musai să ne cunoaștem cât mai bine țara noastră. Ia să vedem. Mai știți voi drumul din munții noștri până aici, în bălțile Dunării? Spun eu. N-o trecem spun. Dealul Moților, deasupra Piteștului. Trecem dealul Spinului, dealul Cocotișului. Buchea Sărântucului, apa Topologului, prindem drumul Șuțului și luăm calea Argeșului. Din mănăstire trecem, Piteștică-i și vedem. Mai venim ce mai venim, Bărăganul și-l zărim. Câmpul Bărăganului, cărarea Ciobanului. Copita Măgarului, nu? Așa-i, copii. Copii, dați drumul mieilor la lăptat. Am adus oile. Ha ha ha!
ziua bună, oameni. Bine v-am găsit. Bine venit. Bine ai venit, Nicolae. No, bine că ai venit odată. Tănase, ce stai, mă? Te-ai boierit. Treci și de seamă că ai uitat cine ți-e stăpân. Văd că te-ai domnit. Nu s-ar zice că o duci prea greu. Ia să nu-mi cer tu mie socoteală, că nu ești baciu, Alexa. Îi fii tu feciorul lui, dar nu poți da porunci ca el. Te-am așteptat cam mult. Am venit când am putut. Satul a rămas în grija mea. A trebuit să potolez mâniile. După ce au plecat turmele, s-au năpustit asupra noastră. Nici nouă nu ne-a fost prea bine, să vă fi gândit, dar... aici erați. Credeam că v-ați prăpădit. V-a căzut pe capul nostru zapciu și ne-a jefuit, dacă n-ai venit cu pășușul. Care-i gândul, domnilor? Acum, după ce le-am scăpat din mână. Vor să vă întoarceți. După ce l-au tras pe taica pe roată. Cum asta? După ce ne-au gonit cu cătanele, ne-au dat munții înapoi. Sau vor numai lâna oilor noastre? Apoi, cetatea nu mai cere arendă. Cum așa? Nu mai are nevoie de munți. Dar scris la mână ți-or dat? Mi-or dat pășuși pentru turme și pentru păstori. Na, vezi-l. Asta nu dovedește nimic. Oricare păstor și oricare turmă capătă pășuși și hârtii ca să poată trece peste munți. Ne întoarcem când vom vedea negru pe alb că ne dau munții înapoi. Cu scris, cu semnătură, ca atunci când i-a luat. Așa-i, pe vorbe nu punem preț. Să nu fie la mijloc vreun vicleșug. Tu ce crezi, Nicolae? Ce-i drept, poate fi. Magistru mi-a zis că cetatea are nevoie de lână. Lipsa turmelor le-a încurcat toate socotelile, dar nu mi-a dat nimic scris. Eu zic să mai așteptăm. Acum avem și pășuși. Nu ne mai poate oropsi nimeni. De întors, nu mă întoarce. Dar să mai cugetăm. Cum vreți. Eu voi mai scodi gândurile, domnilor. Peste 2-3 zile plec înapoi. Să-mi dați ceva de alegurii pentru ai voștri. Și răvașe. Peste o vreme, vin iar încoace. Să vă spun ce mai aflu. De ce să ne grăbim? Ai scris cât e de greu? Cum o duc eu departe de sat? Am scris, maestrănile. Tănas, mergi cu mine. Am trebuință de tine. Mai bine să stau cu turma. Știu eu ce e mai bine. Ia zdrențele și sui în căruță. Gata, baciule, s-a încărcat. Auzi, Nicolae, s-a găsit un loc și pentru mine. Ești bătrân. Vreau să mă întorc în satul meu. Sui acolo. No, rămâneți cu bine, oameni buni. Sănătate bună. Drum bun, Nicolae. Merg cu bine. Mereți sănătoși. Sănătate la toți acasă. Ai noroc și ziua bună. No, ziua bună. Ia, spune, jupâne, ți-ai schimbat gândul? Vins Hanu? Îl văd păcatele mele, de ce să nu-l vând? Dar vorba e, găsesc cumpărător. Dați-vă jos, facem popas aici. Dacă nu cer prea mult, ți-l iau eu. Las că ne înțelegem, că banii... Ia zi, cât cer pe el? Bă, știu eu, 200 de tale. Faci mâine actul? Îl fac, de ce să nu? Atunci hai, gătește ceva de aldămaș și bate-mi palma. Laicule, tu rămâi aici cu Tănase. Ai grijă de Han până mă întorc cu stăpâna. Am cumpărat Hanul pe un preț de nimic. Să am unde trage când vin peste munți. Pe urmă, îl vând iar, cu câștig. Câteva săptămâni. Dar numai dacă îmi rânduiești ce-ți cer. Spune,
Simbria ce mi se cuvine pentru slujbă s-o trimis prin cineva la câmpeni. Să aibă ce mânca ai mei. Le scriu și carte. Mă învoiesc. Dacă mă ajuți, te ajut. Gata, am ajuns! Scălecarea! Bine ați venit! Ziua bună, fădurarule! Poftiți, poftiți, las-o ca aici! Înălțimea sa, împăratul Iosif al II-lea va face o vizită în Transilvania. Cetatea și guberniul îl vor primi cum se cuvine. Se înțelege, nu? Dar trebuie să-i pregătim și o vânătoare. Vei primi bani și ajutoare. Ce zici? E ceva vânat pe aici? Destul. Avem destul vânat. Iane! Aha. Stai că te ajut eu. Ce-i? Repede calul! Hop! Mă întorc imediat, frumoasa mea! Franț, om! V-a poftit, bine ați venit! Luați, luați! Ce noroc pe ei! Poftiți, ta, eu nu pot suporta să fie ucisă buntele animale. Avem și apă rece. Ce Rita? Rita? Ești păstărișta să-i anexu v-a spărat, statica? Am scăpat-o. L-am nimerit-o. Îmi pare bine, bietele căprioare. Spuneai că nu-ți scapă nimic? Gata, am plecat. Mă rog, pădurarule. Vă ajut, domnule. Ce faci, fata mea, aici? Ce faci? Ce-i cu tine? Dacă mă vedea Ianic într-o clipă, m-ar fi omorât. Liniștește-te! Să plec! Liniștește-te, nu mai e nimeni aici! Nu! Au plecat toți! Să plec! S-au dus! Bine te-am găsit, pădurarule! Bine ai venit sănătos, bațule! Hai! Nicolae! Istinuț! Nicolae! Bine te-am găsit sănătos! Să mă iei, să mă duci de aici! Ianic era să mă prindă! Hai, plecăm chiar acum! Dă-i zor! E, ce-i cu tine? Plec, nu mai stau! Plec, plec! De ce te-ai pierdut așa? Te-am adus merindea și... Stai! Ține, hai să-ți plătesc, pădurare. Vin primești de cât o ține vânătoarea pentru împăratul. Vin cătane multe aici. Nici o vorbă, auzi? Nici o vorbă nimănui dacă te întreabă de ea. Ia seama bine. N-ai văzut, nu știi nimic. Atât. Așa. Scoate căruța afară. Te-am iubit ca pe copilul meu. N-am să uit niciodată. Niciodată, Nana Maria, n-am să uit. Mergi cu bine, hai. Mergi cu bine, fata mea. Rămâneți cu bine. Ți-aduce aminte, Istinuță? Pădurea de la Salane.
Doamne, ce o să mă fac eu printre străini? M-am gândit la toate, ai să vezi. Istinuță, ai uitat dragostea noastră? N-am uitat nimic. Eu nu uit nimic. Dar tu ai făcut ca dragostea noastră să se topească cum se topește zăpada primăvară. Istină, te-am scos din moarte. Acum te scap de alta. Poate așa o să mă plătesc în ochii tăi. La durerea mea, cine poate plăti? Bine, bine, Istinuță. Vremea le vindecă pe toate. Știi ce dar am să-ți fac? Un han! Ha? Știi al cui e? Al tău, Istinuță. Uite hârtia. E pe numele tău. Tu ești stăpân aici. Ce zici? Cum am să rămân singur aici? Nu rămâi singură. Rămâi cu Tănase și cu Vlaicu. Mare meșter la socoteli și băiat ascultător. Tu ce te holbezi, mă? A venit stăpâna. Nu te duci să pregătești ceva de mâncare. Hai, iute! Vlaicu o să-ți aducă de la târg merinde și băutură pentru mușterii. Iar eu o să vin des să te văd, Istinuță, ca altă dată. O să se topească și gheața din inima ta, Istinuță. Istină. Istinuță. Istină. Lasă. Istina, hai, stai. Mă spânzur. Mai bine mă spânzur. Lasă-mă. Istina, te-ai jucat destul cu mine. Ai scăpat din mâna lui Ianec, dar din mâna mea nu scapi. Vrei să te iau cu sila? O fac și pe asta. Istina. Știi că în zor musai să plec. N-am vreme să aștept să se așeze gărgăun în capul tău. Istinuță, adu-ți aminte de nopțile din munți de la noi. Istina. Nicolae, tu nu poți fi simțitor la durerea mea. Gândește-te la Salomie care și-a pierdut mintea dintr-o dată. Simțesc că și mintea mea începe să se desfacă din cheutori. Vrei să ai două nebune pe sufletul tău? Mă priponește aici, unde n-aș sta. Și musai să stau ca așa vrei tu. Cum vrei să mă supui ție când sunt ca un leș? Bine. Bine, Istina. Fie cum vrei tu. Nici mie nu-mi place să strâng în brațe o zdreanță. Eu te vreau cum ai fost. Eu pe Istina din poienile noastre o aștept. Acum plec. Dă mâna ta încoace, Istinuță. Când o-i veni, vreau să te aflu senină și voioasă cum ai fost tu, Istinuță. Așa cum ai fost tu. Cum ai fost, Istina? M-ai chemat? Da, te-am chemat. Ia zi, vin păstorii cu turmele. Nu se mișcă fără înscrisuri. Nu se încred în vorbe. Le arată lor cetatea înscrisuri. Domnule, eu nu-s copil. Mă știi, Doară. Vreau să știu ce se întâmplă. Magistru n-a vrut să stea de vorbă cu mine. Înainte, când a avut nevoie să știe gândurile obștii și să afle unde s-au oprit păstorii cu oile,
Ne-a făgăduit marea cu sarea. Ia aminte, primarule, că împărăția vrea liniște. Lașinii nu sunt ascultători. Nu vor să se supună de bunăvoie. Și atunci... Atunci ce? Ție pot să-ți spun. Vor fi iobăgiți. Iobăgiți? După ce am slujit de atât amar de vreme cetatea să-mi pună jugul pe grumaz? Pentru slujbele tale ai fost plătit. Numai acum, în urmă, ai luat 5 pungi cu Fiorin. Casa cu ce ți-ai făcut-o? Și apoi, nu despre tine e vorba. Dacă vei ajuta pe mai departe cetatea, te va ridica la o mărire la care n-ai gândit toată viața ta. Te face nemes. Am ascultat pe la uși. Mi-a spus magistrul, îți va spune și ție. Nemes? Pe mine? Domnule, hai la mine să-ți arăt casa cea nouă. Fă-mi cinstea. Gata. Să vii cu frau Frida? Voi veni. Pe moarece și... Hai. Nu, nu, nu. Ziua bună. Ziua bună. Aia, măi, te las. Muncești, muncești mereu. Ce? Ziua bună. Ziua bună, părinte. Dar ce cauți aici? Apă stare ostenit. Să mânc ceva și să ajung de grabă la Dăien, că... Tu la ea în vedenie. Istină. Istină, tu ești? Eu sunt. Dar păi neamurile tale ți-au făcut slujbe și pomeniri. De ce? Branga. Branga a spus tuturor că tu te-ai prăpădit atunci la Sibii. Dar tu cum ai ajuns aici, fată? Niculae a cumpărat hanul ăsta pe numele meu. Cu banii luați pe vitele unor amărâți de țărani români din două sate, de lângă Brăila și Galați. Ei, cum se leagă toate între ele. Omul ăsta e un diavol. Un diavol, așa să știți. Ți-am dat putere, de ce nu o folosești? Îmi întindeți un laț ca să cad în el. Dacă nu-mi vorbiți limpede, nu vă pot ajuta. Ai dreptate. Musai să afli ce am pus la cale. Fără păstor, fără lână oilor, ne înăcăm. Ne costă prea mult să o ducem din alte părți. Îți stăm hârtie că nu mai plătiți arendă. Să-i vedem pe păstor și turmele din coace de graniță, apoi iubecim satul. Vor fi ale cetății și oile, și munții, și oamenii ca iubaci. Am potolit și pe alții așa. Vor trebui să se supune și va fi liniște. Și eu? Cu mine cum rămâne? Desertăm în tagma noastră, a domnilor. Te facem nemeș. Eu? Domn? Dacă află păstorii de dincolo că o să-i obăgit satul, nu mai aduc turmele înapoi. La toate ne-am gândit. Vom trimite slujbași ca să facă conscripția, numărătoarea. Satul am avăzut astea. Tu să aduci turmele și păstorii ca să fie cuprinți și ei. Da. Turmele vor veni. Le aduc. Dați-mi hârtia pentru ștergerea arendei. Le vei avea. Dar după iobegire, nu mai are valoare. Satul va amuți dacă vreau eu. Și eu voi vrea dacă văd înscrisul pentru domnirea mea. Undești nu mișc până nu văd înscrisul. Cu peceță în regulă. Capă-ți diplomă semnat de cetate. Adu turmele mai întâi. Le aduc. Oameni buni. Din tainuță am auzit tot. Branga ne vinde de ani de zile. Și o să ne vândă și de acum încolo. I-or făgădui să-l facă nemiș. Eu gândesc că e musai să ne întoarcem pe locurile noastre, în munții noștri. Și de-o Filipsă, să ne luptăm și cu cetatea. Vor să ne iobăjească, așa să știți. Smulgem noi blana de oaie de pe lup. Și cu asta ce-am făcut? Branga, nu-i dușmanul cel mai mare. Avem și noi oameni în cetate. Trebuie să aflăm ce au de gând. În câteva zile plecăm la Varad. Ne apropiem de Vlașin. De acolo mă duc la Sibiu. Și vom mai cugeta ce facem.
Laicule! Istine! Tănase! Deschide-ți, bă! Deschide! Cine-i? Om bun! Deschide! Cine-i? Așteaptă! Deschide-ți odată! Așteaptă, ți-am spus! Ce-i? Unde-i stăpâna? Unde sunt slugile? Eu sunt stăpânul. Cum ești stăpânul? Am cumpărat hanul. De unde l-ai cumpărat? De la o femeie. Iată scrisul. E? Ticăloasa m-a furat. Nemernici m-au furat. Ticăloși, o să-i omor. Hai să ne dau banii pe vitele furate. Da, o vacă jojunică. Poftim. Poftim 12 tale. Mulțumesc frumos. Aveți parte de sănătate. Am avut și eu o măcuță. Dă-i 10 tale întâi femeie necăzită. Mulțumesc. Vă mulțumesc, șpotecă. Hai să fii sănătoasă. Dumneata, ce ai avut? Am avut și eu de jucat. Ce sunteți oameni buni? Îngeri sau haiduci? Oameni de omenie. Frumos, bă, ta, cu ce-o împuțeat? Nu e mai frumos. Hai să mergem. Frumos, bă, ta, cu ce-o împuțeat? Da, nu e mai frumos. Hai, că nu trebuie. Frumos, bă, ta, cu ce-o împuțeat? Nu e mai frumos. Aveți să știți că și la noi, în Transilvania și în Moldova, s-au ridicat oameni învățați, care luminează mintea tuturor să nu se mai lase jefuiți, ci călcați în picioare. Unde se poate cu vorbă bună, bine. Unde nu, trebuie să se ridice poporul. E adevărat, dar avem nevoie de unire. Da, dar și de știință de carte. Nicolae, nu sunt numai vorbe și de data asta? Poftim documentul. Bine că ți l-au dat. Are și pecet. Așa da, e bună dovada. E, și acum să ne întoarcem, că la toți ne-o fi dor de casă. Mă duc înainte, că am niște treburi. Vă las cu bine, că voi știți drumul. Hai! Am adus oile. Se află dincoace de graniță, cu lâna în spinare. Poftim. Uite pe cețile grănicerilor. Nu lipsește niciuna. Baturmele s-au înmulțit. Eu ne-am ținut făgăduiala. Și noi ne-o ținem. Poftim, ești Nemeș. Sunt domn? Ești nobil, ești bogat. Să slujești cu credința cetatea și împărăția. Pe pământuri, pe șun, pe dur, alegi ce vrei.
Vreau pământurile lui Alex Sabanu și ale Istinei Bozlog și ale neamurilor lor. Și le vei avea, dar fii atent. În curând începe conscripția. Știi ce ai de făcut? Nu știai că sunt vrașini ca și voi? Nu ți-a spus Alexa? Ba, atât o zis. Că veți avea necazuri cu cetatea, cere ajutor negustorului Müller. Să ai încredere în el. Așa o zis. Guten Tag. Grete bringet was zu trinken. Sofort. Bine ai făcut că m-ai căutat. La brutărie nu puteam vorbi în liniște. Aici n-avem nicio grijă. N-aude nimeni. Nevasta mea e săsoaică, nu înțelege bine românește. Bitte. Danke. Bietul taica mi-a zis odată că la greu pot cere ajutor de la domnia voastră. Spune, ce vrei să afli? Cetatea vrea să ne iubăgească? E adevărat? Am să spun tot. Numai să nu afle nimeni de la cine știi. Acum ești doamnă, tu. Încă o vreme nu trebuie să afle nimeni. Nimeni, auzi tu? Și în cutia asta ce-i? Pun documentul. Vorm ascuns cutia sub teșghea. Ce-i cu tine, fată? Of, ar trebui să-l ducem la oraș, la o casă de nebuni. Ne face de rușine. O să o ducem, biata de ea. Hai. Hai. Vai. Vai. Hier. Ja, das kann von uns kommen. Aber auf Nieben. Ach. 9. Ah, gut, ja. 10. 11. Hens? 14. Ce caută hotarnici aici? Ești primar. Spune-ne și nouă. Trebuie să știi. Păi musai să știi, Nicolae, doar ești primar, nu? Fraților, e conscripție. Se numără oamenii, vitele, pământul. Împăratul vrea să știe ce stăpânește. Mereți la casele voastre. Orice tulburare aduce cătanele în sat. Nu v-ați săturat de ele. Nu cumva e conscripția asta vreo lucrare vicleană, ha? Tacă-ți gura, baciule! Ia, nu asmuți oamenii! N-ai rușine. Oi fi tu primar, dar nu să vorbești așa cu un bătrân. Am scos din mâna cetății pășunile, munții. Am adus turmele înapoi. Tot nu vă liniștiți. Vreau să vă ocrotesc și pe voi. De cine să ne ocrotește, ha? Nu cumva ne pândește vreo primejdie nouă. Hai, mereți la casele voastre, hai că ui, începe ploaia, hai, mereți! Tăiem noi ghearele jefinei. Tundem oile aici și ascundem lâna. Conscripție-i viclenie. Cele auzite de părintele Gerasimța de Veresc. Și oamenii din sat ce să facă? Să stai liniștiți. Trimitem în fiecare zi flăcăi în sat, în felul ăsta vom ști mereu unii de alții. Ce s-a întâmplat, ce mai avem de făcut? Beți, mă, beți! Astăzi Branga e vesel! Băutură la toată lumea! Beți, mă, pentru casa cea nouă și pentru... Știm noi pentru ce. Vezi că mă-i țin, ha? Știi că mă-i țin? Strâng palma și o lărgesc după cum vreau eu. Joacă cum joacă puricii. Doare, adă și tu niște vin. Din al mai tare să fie. Ha? Ha? Ce zici? Îi îmbăt pe toți.
Am bani. Bani mulți. Ei, vezi? Nu mă mai prindeți voi în capcană. Vă îngrop în bani. Hai, joacă. Sus, pe masă. Hai, hai, potolește-te, mă. Ai băut prea mult sau te-ai scântit? Nu, Ianec. Ce ai găsit la cătana asta? Hai cu mine, am bani, te pot face, doamnă. Îmi scap tu mie, șerpoaico. Ai păcălit odată, dar nu o să-ți mai meargă a doua oară. Ori ți-e frică de cătana asta cu care te ții, a? Ce, Iorica? Ce vrei? S-au hăbăucit oile, a dat gălbeaza peste ele. Paciu Proghițan zice că trebuie să vii dumneata, neîntârziat, că nu știe ce să facă, să taie oile sau să... nu știe. Și gălbeaza a dat mai ales peste oile dumitale. Cum? Mă duc. Gata petrecerea! Hai, Ionică! Ce e cu voi? Ce vreți? Nicolae Branga, te-am chemat astăzi la județul Obștei pentru faptele tale. Dovedite! Asta e? Ce fapte? Ce, v-ați pierdut mințile? Îmi cereți mie socoteală, care sunt primarul satului și primarul vostru? Răspunde, ticălosule. De ce ai vândut obștea în care te-ai născut și ai crescut? Răspund, om de nimic, acum te-a răsat inima să vinzi dușmanului tainele noastre. Să răspunzi! De ce vrei să ne bagi în jugul obăgiei? Să răspunzi pentru înțelegerile tale cu cetatea și pentru vorbirile tale cu strajemeșterul Ianec. Să răspunzi, ticălosule, pentru moartea baciului Alexa, bietul taica. Să ne spui, pentru ce te-au făcut nemeș? Spune cu câți argint sau galben te-au tocmit câine vânzător. Minciuni! Vorbește în voi mânia că m-am ridicat deasupra voastră. Nu răspund la nimic. Să nu îndrăzniți să mă judecați pe mine, că veți fi trași pe roată. Să se înfățișeze cei ce știu ticăloșiile acestui om. Ai, Nicolae, Nicolae, nu-ți minciuni. Eu am auzit tot ce ai vorbit cu strajemeșterul Ianec. Eram ascuns acolo în tainița obștii. Nici nu pot spune tot ce am auzit, că mă umple scârba. Tănase! Spune-i tot ce știi. Cinstiți juzi, Nicolae Branga îi om harnic, cu minte multă. Mie mi-o dat să mănânc, m-o ținut în casă la el, dar trebuie să spun, îi om pătimaș. L-am văzut eu cum o vrut banii obștii în sânul muierii de la Han. Eu cheltuit pe băutură, cum o dus mioarele obștii la tăiere și-o vrut banii la șerpar. Am văzut cu câtă lăcomie și ticăloșie a luat banii fraților din satele de la Dunăre. Am ascultat înțelegerea pe care a făcut-o cu ispravnicul Țațos. Cum oare am putut să țin la acest om? Om vândut, nemeșule, oameni buni. Voia să mă ție departe de satul meu, de neamurile mele. Mi-a cumpărat un han pe numele meu. Acolo voia să-i fiu țiitoare. Nicolae, nu e om în lume mai ticălos ca tine. În clipa asta nu mai faci parte dintre noi. Obștea te-a scos din ea. Curățăm casa de gunoi și satul de urma fără de legilor tale. Ispășesc păcatele ce le-am făcut. Fata mea, Salomie, are mințile pierdute. Nu-i destul. Nu ți-i rușine. Ai ținut-o legată ca pe o vită, cu lanț la picior. Pe cine vrei tu să amăgești? Tot mai crezi că ne vom lăsa păcăliți de vicleniile tale? Toți! Vrei să luceți la Ilarie? Nu-l lăsați, oameni buni! Nu-l lăsați! Făcusem nuntă de taină la Brătui. El l-a ucis. Apoi l-a aruncat în prăpastie. El l-a ucis pe Ilarie.
Din căloșiile tale cer luarea vieții. Focul va fi pedeapsa ta. Eu spun că nu-i bine să ne încărcăm sufletele cu asemenea păcat. Îți vom pârjoli picioarele. Să nu le mai poți folosi la drumurile tale ticăloase. Fie vă milă, nu-l chinuiți. Fie vă milă. Știu, a făcut multe rele. Sau o să îndrepte. Nicolae, făgăduiește optica să fie un alt om. Spune-le, făgăduiește-le. Nu-l chinuiți, vă rog. Fie vă milă, ai milă de el. Milă, nu-l schingiți, vă rog, vă rog. Îi atacă-ți gura, viperă. Și voi, voi o să vedeți voi. Viermilor, păduchilor, o să vedeți voi. Eu dați nu pune mâna pe mine. No, aici îl fărjoarim, la stângi, legați-l. Noi mereți în țar, știți ce aveți de făcut. Apă, apă. Ce mi-au făcut? Mi-au ars și casa. Cine a făcut asta? Nicolae, ce-i cu tine, omule? Stau de norocit. Cine? Elunim, Prăghițan, toți păduchii. Îi omor, îi strivesc. Tot eu sunt mai mare și mai mare decât cutia cu actul. E ascunsă sub teșghea. Scoate-o, în ea e puterea noastră. Scoate cutia. O să vă sugrum, o să vă înjug ca pe vite, o să vă sugrum pe toți, unu' e blanca! Ne-ntoarcem la casa veche, o să zidim alta mai mare! 5, 6, 7. De ce nu vin aici să se sfătuiască cu primarul? Eu cunosc vecinătățile mai bine ca oricare. Nu te mai duc în uliță, te mâni prea tare. N-ai priceput, omule, că nu mai ești nimic. Hai. Eu nimic? Să-l aduci pe Ianec. Să-i spui că musai să vină. Altfel mă plâng magistrului, ori guberniului. Mai trimis de câteva ori. Umblu ca o nebună prin sat după el. Hai. Nu vrea să vină, zice care-i treabă. Hai.
Das stimmt. Alles ganz genau. Bis dort hinauf. Danke. Es soll nichts mangeln. Die Eingeladenen aus der Stadt sollen nicht nur Ordnung und Ruhe finden, sondern auch leckere Bissen, guten Wein und so weiter. Sie werden auch über Nacht bleiben. Dafür sorgen, wo Sie untergebracht werden, ja? Ich überwache persönlich. Ab. Vei vedea că Branca nu se dă bătut. Ah, asta. Ia uite. Au venit. Guten Tag. Bist du Nicolae Branca? Eu sunt, domnule. Poftiți sus. Danke. Vuță, du-te, adă o cană cu vin pentru dumnealor. Eu știu ce faceți în sat. Conscripție. Ia spune mai bine, câte pașune, câte oi ai, câta grădina și cu cine te învecinezi. Pe mine nu mă luați la numărătoare. Sunt Nemes. Nemes. Ați auzit? Adă nevastă cutia și adă și o toporișcă să o desfac. Am pierdut cheița, dar nu-i bai. O descui eu. Aici sunt actele. Sunt Nemes. Sunt domn. Măcar că port cioareci. Este lucrat. Ia. Ce? Acte ca și... Omule, ce-ai făcut? Ianec, aduce-ți pe Ianec! El știe că sunt Nemes! Să fie Ianec, să fie și magistru! A, nu de nici? Da. Un Branca? Er hat seinen Verstand verloren seit sein. Ah, so, ja, ja, so. Streitet ständig. Für uns ist jetzt Unrecht. Einverstanden, ja? Oh, wie eigenartig, nicht wahr? Eine andere Kleinigkeit. Ich freue mich schon wieder rauskommen. Was kriegst du denn das Stück dort, bitte? Nimm mal, du bist dann mal. Ja, ja. Domnule, te poftesc să vii. Omul meu e pe moarte și vrea să spună ceva de seamă. Die schönste Dame der Stadt. Heute Abend meine Tischdame. Te-a slujit, domnule. Wer ist das ja nun? Was will sie denn? Die Frau von Branca. Ihr Mann will mir etwas Wichtiges sagen. Ich soll sofort zu ihm gehen. Geh nur, Janne, geh. Er will die ausgelassene Fröhlichkeit dieser Hirten heute Abend gar nicht gefallen. Ob all das nicht nur gespielt ist. So? Wunderschön. Yeah.
uitat, domnule, cât te-am ajutat. Musai să mă sprijine acum. Ai fost răsplătit. Ce mai vrei? Știu că ați obăgit satul. I-am făcut pe oameni să stea ca miei la tăiere. Acum eu, cu mine, ce aveți de gând? Nimic. Ce poftești? Odată cu averea, mi-a ars și diploma de nemeș. Să-mi faceți alta. Am trădat obștea, am mințit, am rămas chilod, am ucis. Da, am ucis. Și acum, spune, cu ce mă aleg? Eu, cu ce mă aleg? Ascultă-mă, cetatea te-a plătit cum se cuvine. Nu i-ai de vină dacă ai tăi ți-au ars casa și n-ai fost în stare să-ți păstrezi diploma. Vorbește cu cei mari, cu magistrul. Eu nu-s decât o cătană prăpădită. Stai, jigodie, stai. Am bani mulți, știi că am bani mulți. Și magistru știe, i-am ascuns. Înțeleg că cetatea m-a părăsit. Dacă rămân aici, oamenii mă vor strivi. Vreau să plec. O loc cum sunt, nu pot ajunge la loc unde am ascuns bani. Ajută-mă să iau. Îți dau jumătate din tot ce am. Și pe urmă, nu mai auzi de mine. Ce îndrugi acolo? Vino. Unde-s banii? Hai. Hai să spun. Unde i-ai ascuns? Să n-audă femeia. Ea nu trebuie să știe. Fiorini, taleri, mahmudele, aur. Da, da. I-am pus într-o găleată și i-am aruncat într-o fântână la... Unde e fântâna aia? La... Barbarisch. Seien Sie nun beruhigt. Sie selbst haben das vorgelegt. Die können nicht beschuldigt werden. Die waren alle hier unter unserer Beobachtung. Andere haben die Akten verbrannt. Ich bin sicher, dass Sie es waren. Alles von vorne. 6 Monate Arbeit. Aber ich werde die Schuldigen finden. Geißeln nehmen. Alle Höfe sperren. Das ganze Dorf. Die Herden werden eingezogen. Wir verzichten auf die Leibeigenschaft. Ich sagte euch schon, mit diesen Leuten ist es besser, Frieden zu haben. Mit Gewalt haben ihre Unannehmlichkeiten. Neuigkeiten. Es ist was passiert. Meine Herren, wir müssen sofort nach Helmerstadt. Seine kaiserliche Majestät werden dort erwartet. Meine Damen, der Kaiser kommt. Wir müssen sofort nach Helmerstadt. Ist gut, alles fein. Was ist los? Wo ist Janek? Ja, genau. Holen Sie mir den Janek bitte! Zu Befehl! Unkisoki. Ach, Unkisoki. Scăpat de necaz. Eu mă întorc în Apuse. Poate va fi și acolo într-o zi bucurie ca aici. De acum nu ne mai clintește nimeni. Vor mai îndrăzni, dar nu ne lăsăm. Pământurile astea ale noastre au fost și ale noastre rămân.